Dar cu mine aici pe Samsara, vreau să vă duc, pot să vă văd comentariile live chat, așa. Gata. Daniel Dosofte este primul care a comentat și ne-a dat o inimă. Inimă, inimă, inimă. Inimă, inimă. Da, live de pe telefon astăzi, pentru că mi se pare că e mai mobil un pic și mă pot mișca cu el prin barcă și pot să vă arăt una alta. Și plus că azi o să fac un live doar de o oră, nu mai vreau să mă întind. Deci da, astea sunt motivele. Suntem în Saint Barts, în cazul în care nu v-ați dat seama din titlu, asta înseamnă Saint Bartholomew. Da, este o insulă franțuzească și se vorbește franceză, dar e o insulă foarte fițoasă. Adică aici, pe insula asta, vii dacă vrei să-ți cumperi un Rolex, dacă vor să salutare Forța Hamilton. L-a depășit Russell în Japonia, dacă ai observat. Anyway, e o insulă pe care vii dacă vrei să-ți iei poșete Louis Vuitton și alte bășini de astea. Sunt numai mega iahturi aici. Adică era Paul McCartney pe plajă aici așa luna trecută, așa ca idee. Adică e insula aia pe care vin oameni bogați, vedete, ca să, na. Și are inclusiv niște, cum le spune, niște măsuri antisăraci. De exemplu, aici, dacă vrei să ancorezi, trebuie să plătești. Pe orice insulă am fost până acum, asta este gratis să ancorezi. Sunt unele ancoraje în care își cere bani pe mooring ball-uri, dar în rest este moca, poți să ancorezi gratis. Ei, aici în Saint Barts nu. Este 20 de euro pe zi dacă vrei să ancorezi, deci doar ca să ancorezi, e taxă doar că stai în Saint Barts. Dacă stai o zi în Saint Barts la ancore, e 20 de dolari. Deci e taxă pe faptul că există aici, faptul că respiri aerul lor. Deci efectiv este obscen, este ridicol. Noi nu voiam să stăm aici în Saint Barts, noi voiam să plecăm în Antigua, dar am fost forțați să ne oprim pentru că noi nu avem vânt prielnic. Și atunci trebuie să stăm aici puțin câteva zile, până marți probabil, luni seara, luni noaptea, ca să prindem vântul. Deci cumva asta este povestea noastră cu Saint Barts, însă povestea bună este că e foarte frumos. Am prins un ancoraj, am găsit un ancoraj super drăguț, care este mai ieftin, este doar 8 euro pe zi. O să vomit cu ăștia. Și este plin și plin, plin de țestoase. Plin de țestoase, oh my god, deci intri cu masca de snorkel sub apă, 3-4 țestoase le vezi, ba pe fund, ba pe la suprafață, este, da. Pești din aia mari, foarte curioși, e mișto tare ancorajul ăsta și vreau să vă, da, să vă arătăm și vouă. Care a fost problema cu pilotul Romax? Bă, cred că e o siguranță, deci este o siguranță de undeva din panoul de siguranță, asta a fost... Și că de ce taxe? Insula lor sau cum? Da, insula lor. Este insula lor, normal. Insula, adică guvernul pune taxă. Că în momentul în care îți faci check-in-ul, mergi la birou de imigrări, ca să-ți fac, să-ți pună ștampila pe pașaport, îți cere 20 de euro pe zi. Doar ca să stai în Saint Barts. Tu îți dai seama, deci este absolut obscen. Da, deci astea sunt măsuri antisăraci. Noi suntem obișnuiți, bineînțeles, să stăm la ancoră gratis, pentru că n-am mai văzut niciune să stai la ancoră. Stai la ancoră, e ancoraj. Da. Dar nu m-ar mira că în curând să trebuiască să plătești mai multe țări. Ceea ce da, se transformă și sailing-ul ăsta, nu mai este ce a fost. Foarte mulți liveaboards se numesc, oameni care trăiesc la bordul bărcilor lor. Povestesc cum, bă, mai de mult era mișto, erau, în primul rând erau mai puțini oameni care făceau sailing și nu erau așa de populare ancorajele, nu era, găseai lucruri mai sălbatice, găseai, știi, ancoraje în care ești singur, puteai să mergi la snorkeling fără să fie 30 de derbedei cu jet ski-urile care trec peste tine și te omoară, cum sunt exemplu la unele ancoraje. Minitech 6 euro, mulțumesc frumos, îmi plăcea foarte mult ce faceți pentru voi, fac donații cu drag. Hamilton pare să fie și ultimul alături de el până la moarte, vă pup! Hamilton poate să fie și ultimul alături de el până la moarte. Minite, că apreciez că ești alături de Hamilton, nu înțeleg de ce ai fi dedicat unui singur pilot.
la fel cum nu înțeleg de ce ai putea, cum ai putea fi dedicat unei singure echipe de fotbal. Dar înțeleg că sunt oameni care sunt foarte, foarte pasionați de echipa lor de fotbal, de pilotul lor de Formula 1 preferat și așa mai departe. Personal, îmi plăcea de Verstappen când l-a bătut pe Hamilton, pentru că voiam să-l bată pe Hamilton. Și acum îmi place de altcineva, sau acum mă uit doar pentru că aș vrea cu Alonso să, sau știi, aș vrea ca Verstappen să piardă acum. Dar mă rog, altă discuție. Ne arăți testoasele, te rugăm. Da, dacă văd una, o să vă arăt. S-ar putea să văd că de obicei umblă pe aici și umblă pe lângă barcă. Numai că sunt ăștia cu bărcile care vin tare și trec peste ele și le omoară. Dar când găsești, vezi una vie, care nu-i moartă și lovită de bărci, nu o să vă arăt. Are mai 100 de lei pe zi? 100 de lei pe zi ca o parcare la Victoria seems normal. Da. Ce să zic? Da. Doar că nu ești la Victoria, ești la dracu' praznic într-un ancoraj, adică, și ești cu barca. Anyway, da. Astea sunt prețurile. E... Da, deci liveaboards, oamenii care trăiesc pe bărcile lor sunt foarte supărați pe chestia asta cu plata ancorajelor, nu sunt obișnuiți. Adică dacă trăiești pe barca ta, vrei să ai o viață, nu cheltui foarte mulți bani, știi, și vrei să... Asta e ideea. Atât ca și noi, nu vrem să, că dacă am vrea să cheltuim banii asta în asta marină, știi, n-am stat la ancore. Forța Partizan. Echipa de polo Târgu Mureș. Uite, vezi exact ce zic, oamenii care sunt dedicați echipei lor de fotbal. Înțeleg chestia asta. Și chestia asta este o chestie tipică masculină. Mi se pare că fetele nu sunt la fel de dedicate echipelor de... Adică fetele de obicei nu prea au hobby-uri cum au băieții, nu prea sunt așa de devotate cum sunt băieții echipelor de fotbal sau... filmelor cu supereroi sau altor chestii, de-aia au dat fail Marvel în ultima vreme. Dar da, e o chestie a băieților, treaba asta cu până la moarte. Bă, Partizan până la moarte, Hamilton până la moarte. Ok, I can respect that. Pentru deținerea de barcă gen impozit. Da, plătești impozit în țara în care... în țara în care e matriculată barca ta. Adică dacă barca ta e în țara care e înregistrat, eu plătesc impozit în România, de exemplu. Da, plătești impozit. Câine până la moarte, Dinamo! De-aia câștigă PSD. Ce face Denisa? Ai mâncat-o? N-am mâncat-o pe Denisa. Denisa, stai aici și bea. Pentru că tu stai acolo și nu am lângă tine. Una din activitățile ei preferate în ultima vreme. O bericioaică rece. Ziua! Vă salută. E caldă. Și cât costă impozitul cu aproximitate? E ieftin, e 1500 de lei la barca mea. Salutări din Deva, salut! Faza cu înregistrarea bărci în România e foarte ciudată, pentru că impozitul ți-l setează așa. Adică nici în România chestia asta nu e. Aia habar n-aveau cum să seteze impozitul. Habar n-aveau ce e aia barcă, ce e la velier, deci tipa aia de la... mai ales din București, era total pe lângă. Și m-a învățat cineva, când mă duc și înregistrez barca la finanțe, să nu îi zic că este iaht. Că dacă îi zic că iaht, mă încalță. Că ei pun, deci ei pun total din burtă impozitul așa, după ce poveste le zici tu. Deci dacă mergi la finanțe și le spui, mi-am cumpărat o bărcuță. Ce bărcuță? De agrement. Ei se gândesc la o șalupă din aia mică de agrement și vreau să o matriculez. Știi? Și de câte picioare, câți metri are? Are 13 metri. Și se gândesc că e o șalupă din aia, again, știi? Și îți pune impozitul aferent. Dacă zici că ai un iaht, ai belit-o. Deci ai belit-o original. Tocmai de asta, din multe puncte de vedere, îmi place România, că uite, poți să, știi? În Germania n-ai fi scăpat cu chestia asta. Te luau la întrebări și câte WC-uri ai, câte catarge, ce putere, te luau la... Așa, anyway. Deci da, foarte ieftin impozitul, din motivele pe care vi le-am spus mai devreme. Respect, man. Zic ai vapor. Da, asta zic, adică dacă zici că aceea e o barcă, mi-a dat o barcă, ce barcă? De agrement. Știi, și când zici așa, o aveai pe Polonia. Da, deci barca este înmatriculată în Polonia. Ea nu e matriculată în România, dar barca este pe o firmă din România, o firmă din România deține barca.
dar barca e matriculată în Polonia, dar este deținută de o firmă din România, adică firma mea. Deci, logic, plătesc impozit în România. Când vine vlog? N-a fost vlog săptămâna, n-a fost vlog vinerea asta? Nu ți-a plăcut vlogul de vinerea asta? Se plătește asigurare, mă întreabă Andrei. Da, Andrei, se plătește asigurare, dacă vrei, bineînțeles, dacă ai tu chef. Nu e obligatoriu să ții asigurare. E obligatoriu, e echivalentul unui RCA. Unui RCA, asigurare obligatorie, pe care o faci dacă vrei să mergi într-o marină. Dacă vrei să mergi într-o marină, nu toate, dar cele mai multe își cer asigurare. Dar asigurarea aia obligatorie, care la barca asta costă 200 de euro pe an, adică nu e mare lucru. Poți să-ți mai faci și asigurare casco, cum de exemplu are Zen cu Frankie pe barca lor, au asigurare casco din aia, full asigurare, orice s-ar întâmpla. Eu n-am așa ceva, adică dacă barca se scufundă, ai, e pierderea mea, nu mă despăgubește nimeni. Denisa, fără tine n-are culoare live-ul, zice Minitech. 2.50. Săriți în apă, Alex, da, sărim în apă. Denisa numai ce a sărit și acum se ciudă că i s-a făcut părul, nu știu cum. Dar de ce nu vii aici ca să încap și eu în cadru? Păi, dar eu stau dar aici. Dar nu pot să stau acolo. De ce? Pe unde să stau? Păi uite aici, dar ce are? Păi unde? Că n-am loc lângă tine să stau, să mă văd. Zice lumea că le place green screen-ul astăzi. Care din ele? Din spatele tău. Din partea aia sau din partea aia? Din spatele tău. A, frumos, da. Cel mai frumos ancoraj în care am pus. Până acum. Asta? Așa multe testoase, într-un loc n-am văzut niciunde. Nu, unde sunt testoasele? În apă, am văzut câteva, dar erau cam la distanță. Dimineața a fost o grămadă. Și să mi-a zis la oameni că le arătăm testoase. Păi dacă te uiți, le vezi, da. Stai, pe sigur vezi câte una, nu trebuie să uiți. Erau două încolo, așa, dar erau cam departe, trebuie să fie mai aproape de barcă. Întreabă paranormal dacă Zen și cu Frankie stau cu noi în Caraibe. Stau până în iunie. În 4 iunie se întorc înapoi în Australia, pentru că au nunta în august, lasă barca aici până la anul în martie, cel târziu. Lasă barca până o vând. Până o vând, dacă o vând. Dacă nu o vând, o să vină... Deci barca lor e de vânzare. Dacă sunteți interesați, spuneți-mi și vă dau anunțul. Dacă sunteți interesați de o barcă... Da, o și lăsa la preț și acum are un preț mai rezonabil. Da. Și... Da, dacă o vând, dacă nu, vin la anul și trecem împreună pacific, cu toți, să vedem. Denisa, vei mai reveni la viața pe care o ai? Da. Pe care o aveai înainte? Normal. Cât să și plutești peste ape? Uite o zisoasă. Două. Dar scap, mai știu. Dar cum dracu zoom pe... Poți fac zoom? Nu știu. Uite-o, vezi? A, uite-o, da. Ia aer. A, se vede. A, cât de drăguțe sunt! Și pentru prima dată am înotat cu testoase. Deci, efectiv, intri cu masca de snorkel și 4-5 pe fund, acolo. Și vezi cum mănâncă, sunt foarte drăguțe. Mai bine în partea asta. Unde? A, da? Păi că bate solul de partea aia. A. Dar de ce nu pui pe ăla, telefonul? Stai pe el în mână? O, știu că sunt ăla. Da, sunt o grămadă de sosie aici. Foarte drăguț. La ce preț este barca aceea acum? Întreabă Daniel. 170 de mii. 170. La 190 ori lăsat tu. Au avut-o la 190 inițial și acum m-a lăsat la preț la 170. Da, și e ok prețul ăsta, adică ne-am uitat la alte părți similare și cam... E ok, și dacă îi faci o ofertă la 1.65 s-o dă. Da. Fie vorba între noi, să nu cumva să-i spuneți că v-am zis asta. Dar fie vorba între noi, da. Că vrea să o dea, adică... Da, tutelari. Și oricum... Nu cred că vrea să mai trag pe aceea. Deci, ce cauți? Ochelarii mei care sunt dinghii, ține. Dinghi? Vin Samsara, te întreabă Alin. Stai că îmi întorc camera. Alin nu
Nu o vindem acum, probabil la finalul călătoriei sau nu știu. Paul zice că e mișto barca, am văzut anunțul, dar e foarte bine îngrijită. Chiar o nimeri super bine. Nici n-au probleme cu ea. Întrebare întrebătoare, mai puteți? Pune QR-ul de la Revolut, zice Dorin. Nu pot, că-s pe telefon. Cum se înregistrează kilometri la o barcă? Întreabă Vlad. Nu se înregistrează. Barca lor are un clas, nu? Sau ceva de gen? Nu, se înregistrează pe motor ore de funcționare, doar pe motor. Ori da. Tu poți să mergi cu barca și fără motor. De fapt, cel mai mult mergi cu barca fără motor decât cu motor. Mm-hmm. Deci nu se înregistrează kilometri. Cât mai aveți de călătorit? Mai până ne plictisim. Poți să pui Revoluție pe telefon H, ce Paul. Nu pot să pun o poză, pot să pun o pe ecran, nu pot, n-am OBS ăsta. Unde pot vedea anunțul cu barca lor, întreabă Narcis. Ți-l dau eu. Stați voi pe Instagram la mine, că o să pun acolo, nu pot acum, nu știu unde e, nu pot să zic într-un loc. O să fac eu un... Acum nu pot să umbli pe telefon. Da, nu pot să umbli pe telefon și o să fac eu... O să-mi dea mie link și o să... Că vreau să share-uiesc și eu. Că m-a rugat să-l ajut, dacă știi, pot să vă zic și vouă că-și vin de barca. Dacă poate cineva e interesat să-și cumpere o barcă, știi, și... O să doar dau share la el oricum. Salutare, azi rezolva cu autopilotul, ce cazul care, în cazul care te interesează este un Jano 42DS. Sun Odyssey 42DS. Din 2009, parcă, anul. Eu cred că l-am găsit, zice Dorin. Florin întreabă dacă am retoluat cu autopilotul ce a avut, că nu ai prins în clip cauza. Da. Și-o revenit singur cumva, dar trebuie să ne uităm că... Dar dacă un sfat așa, dacă vreți, dacă chiar vă interesează, nu vorbiți cu brokerul la care îl anunț, că la o să vă ia taxă, o să vă taxeze dacă vorbiți cu el. Spuneți-mi mie și trimit-o de el Uzein, știi? Că el are, da, adică are să un... nu luați prin broker. Să nu luați prin broker, că brokerul și ia bani. Deci dacă da. Vreți, dacă vă interesează, ziceți mie, eu zic Uzein și vă pun un contact. Dar nu, că dacă mergeți prin brokerul din anunț, o să vă ia bani. Anyway. Câte dormitoare e? Întreabă Daniel. A lor are două dormitoare, dar este owner's cabin, deci are în spate un dormitor mare. Adică asta a fost barca de charter a noastră și are dormitoare mici. A lor are un dormitor mare, un king size bed, e mișto tare. Mișto, mișto. Păi nu vreau să o vând în Australia? Ce? Că e mai scumpă piața? Ba da, dar trebuie să ajungă până acolo momentan și n-aveau chiar să mai treacă Pacificul anul ăsta. Nu mai au chiar să mai treacă. Mirosea ars din câte rețin, ce Florin, autopilotul. Da, mirosea înăuntru ceva ars, nu știu exact ce era, dar nu știu că era autopilotul, că nu știu, că acolo am panou de siguranță, care sunt multe chestii acolo. Poate să fie orice. Bună seara, Calița, Florentin. Ce zici de scandalul de la Red Bull, treabă Bianca? Scandalul de la Red Bull s-a cam potolit, din câte am văzut, n-am mai... Nu s-a mai auzit nimic, adică... Nu s-a mai zis nimic. Știu scandalul, dar nu am auzit nimic mai nou. Ce zici de el? Ce să zic de el? Nu, na. Ca orice bărbat care începe să aibă succes, încep să vină gagicile că le-o hărțuit sexual acum 20 de ani într-un lift când se uita la sânii ei și o chestie de genul ăsta. Și e clasic, se întâmplă asta. Adică eu cred că a fost aranjat treaba. Nu. Da. De obicei, dacă vrei să dai pe cineva jos, îi înscenezi un scandal sexual. E cea mai simplă chestie pe care poți să o faci. E o țoapă de aia acolo care începe și ea să așa, îi dai niște mesaje lui Horner. Aia tipa aia avea screenshot-uri. Deci avea screenshot-uri cică cu supposedly mesajele pe care Horner le-a trimis ei de la început. De ce faci screenshot-uri dacă nu ai intenția să-l șantajezi mai târziu? Știi? Deci clar ai intenția să-l șantajezi mai târziu, de aia te dai la el.
Tocmai de asta mi se pare că bărbații, bărbații care sunt în roluri de putere, trebuie să fii chiar tâmpit rău să te apuci să pui botul la toate, orice fătucă să faci ochi dulci, pentru că aia o să vrea, e posibil, să vrea să te spargă de bani. Sau să te dea jos, pentru că are putere foarte mare asupra ta. Dacă tu ca bărbat într-o poziție de putere te apuci tu să-i dai atenție sau să-i răspunzi la avansurile uneia care lucrează pe acolo, pe la așa, te riști foarte mult. Te riști enorm. Și mi se pare că Horner nu cred, mi se pare mult prea inteligent să se riște în felul ăsta, nu știu. Dar da, pe scurt, o tipă de acolo l-a acuzat de hărțuire și de așa, la modul că doar prin mesaje, ci că și-a trimis mesaje și ea l-a acuzat pe el de hărțuire. În cazul în care ea îi răspundea la mesaje, știi? Vai ce, s-a șut eu și el, și după aia tot i-a venit. Da, mă, hărțuise sau, la proastă, nu tu scrieai și tu înapoi? De ce nu l-ai reclamat atunci? Anyway, e o mizerie sinistră, nu, deci chestiile astea cu hărțuire... Ceva de ce nu las, mă-mi place, știi? Eu tocmai de-aia, eu n-aș putea să trăiesc în America, frate. Deci n-aș putea să trăiesc în America, având în vedere că chestia asta cu hărțuirea sexuală așa de ușor. Deci așa de ușor, dacă la tine, dacă lucrezi într-o corporație și din greșeală te freci, îți freci cotul de sânul colegii tale care te-a împiedicat, te dă în judecată și îți ruinează viața și cariera. Adică nu. Sau dacă zici ce bine stă rochea astăzi, hărțuire sexuală. Adică crazy shit, da. Și persoanele care chiar sunt hărțuite sexual, da. Știi? Pentru că inclusiv oamenii nu mai pun botul. Din cauza acestor persoane care vin și zic, mă, hărțuit sexual, dar ce s-a făcut? S-a uitat la mine cu niște ochi libidinoși și m-am simțit hărțuită sexual, știi? Și atunci cumva oamenii, femeile care chiar sunt cu adevărat hărțuite sexual, nu mai beneficiază de pe această diluare a termenului. Pentru că oamenii zic, în momentul în care cineva zice, am fost hărțuită, vă zice, a, mai fost o hărțuită, tași dracu din gură, că știu că mai fost o hărțuită, că s-a uitat la tine sau ți-a pus un pic mâna pe șold, așa ți-a făcut, ce mușchi fermi ai și tu zic, oh my god! Și din cauza asta, oamenii care chiar sunt hărțuiți sexual, știi, au de suferit, mi se pare stupid. Dar anyway, de dracu m-am băgat în rentul ăsta. De la Horner. Da. Uite încă una. Unde, fată? Două sunt acolo. Dar până te duci tu, e venit sub apă. Uite-o, mă! Se bagă la fund, crezi? Vezi că-s două. Da, dar-s departe. Nu poți dai zoom. Da, trebuie să vină mai aproape. Ce drăgălașe sunt. Ce bine asta. Ah, hârtire sexuală! Oh my god, scuze-mă, n-am vrut să te ating pe clavicul aici. Oh my god, hârtire sexuală, porcule, cum îți permiți? Uite peștele! Foarte mulți bărbați și-au pierdut cariera și job din cauza că, știi? Dar, adevăr, unele chestii poate să fie un pic mai dubioase, de exemplu... Adică nu înseamnă că nu există sfera sexuală, doar că se profită foarte mult de chestia asta, da. Mai ales, adică în America acolo e... Adică, nu știu, primarul New York-ului ăla, cum cheamă, care a fost dat jos, pentru că avea prost obicei să le facă masaj colegilor, așa, timp ce vorbea cu ele, le prindea de legâși și le făcea așa masaj. Ceea ce persoana mi se pare un pic weird, chiar mi se pare, adică sunt de acord. Dar de acolo, pe hărțuire sexuală, asta mi se pare, da, tempo-i mie. Plus că tu, ca femeie, poți să zici, cu aia, fuck off, nu mai atinge, că mă simt inconfortabil, știi? Dar na, oamenii ăștia au cultura asta cu datul judecată. În special americani și inclusiv australieni, adică inclusiv fi vorba de noi, inclusiv Zen și Frankie au avut niște chestii care au dat judecată pe cineva și au făcut bani pe urmă. Serios? Da. Nu știu povestea. Nu știi că Zen a dat judecată pe bodyguard, pe ăla de la gardianul ăla, de la club care l-a bătut, s-a făcut 30.000 de euro. Serios? Da, și Frankie și-a ciobit un dinte pe ringul de dans într-o discotecă, ca alunecat. Și-a ciubit dintele. Și-a primit 20.000 de euro. Mamă! Înțelegi? Noi, adică, fraier! Noi suntem proști, pe bune! Adică, pe bune! Pe bune că noi! Adică, din punctul ăsta de vedere, de asta să ai foarte mare grijă. Tocmai asta, să trăiesc într-o țară ca America, mi s-ar părea, oh my god, adică este... Pentru că, again, ceea ce nouă ni se pare, știi, firesc, acolo te bagă la... Sau, unde mai pui? Să atingi copilul cuiva. Da, ferească Sfântul. Dacă vine cineva cu un copil, dacă îi atingi copilul, nu contează în ce mod, poți te bagă la pedofilie, ai nebunit la cap, adică e crazy shit. Alin zice că sunt unii care insistă, hașule, eu am văzut femei care au refuzat un bărbat și ăla nu o lăsa în pace. Bă, stai puțin, sunt de acord, tocmai de asta am zis. Femeile care cu adevărat sunt hărțuite, nu mai sunt luate în serios.
din cauza acestor cretine care aruncă cuvântul ăsta hărțuire sexuală, așa ca și cum știi, mă hărțuie sexual. De ce? Că, din nou, m-a atins cu cotul pe sân, în lift. Adică, știi, și oamenii care chiar sunt hărțuiți sexual... Pe mine le las deștepte, mă. Câți bani o să facă tipa asta cu toată de făcut deja? Da, puii mei. Care le-a dat judecată pe Horner. Puii mei. Deci ușor se fac banii. Bă, bune. Noi nu știm. Deci știi că Red Bull era un milion de euro să tacă din gură. Dai seama. Bianca zice că Verstappen pleacă de la Red Bull. Doamne ajută să plece. Oricum n-are nevoie Red Bull de Verstappen. Dacă n-ar fi Verstappen, tot Perez ar fi fost campion mondial. Pentru că așa de bună e mașina, încă chiar și Perez poate să zice. Așa că să plece Verstappen, să plece. Filipi, ce salutare, hai cu 1000 de like-uri. Că n-am dat like. Să dau după aia. Ronaldo a plătit 400.000 de dolari pentru un așa zis agres sexual. Pentru o așa zis agresiune sexuală. Pentru o așa zis agresiune. Bă, îți dai seama când ești Ronaldo sau când ești un bărbat care ajunge, știi, la vârful carierei sale, apar foarte multe pipițe care zic: "A, mai ții minte acum atunci când în club. Cine ești tu, mă, fată?" Păi nu mai ții minte că atunci când mergi la baie, păi tu m-ai chemat să mergem la baie, nu mai ții minte? Nu e adevărat. Bă, e foarte adevărat. Tu m-ai spus hai să mergem la baie. Acum dintr-o dată eu ți-am spus să mergem la baie, că nu înțeleg, adică, știi? Mai hărțuire sexuală. Este foarte nasol, pentru că în momentul în care ești o persoană publică și numele tău apare în aceeași propoziție cu hărțuirea sexuală, nici nu mai contează că ești nevinovat. Asta e faza. Mm-hmm. Că nici nu mai contează că ești nevinovat, pentru că deja ești asociat cu hărțuirea sexuală. Chiar dacă nu ești vinovat, o să fie un proces, o să fie știri despre tine. Mai știți cu Kevin Spacey, de exemplu? Kevin Spacey, actorul din House of Cards, la fel a pățit. A fost acuzat de hărțuire sexuală de către niște bărbați, pentru că omul este gay, ceea ce mai este perfect normal să fii gay. Și a fost acuzat de hărțuire sexuală, a fost concediat de la Netflix, a fost concediat de la toate filmele pe care le făcea, doar pentru că a fost acuzat, n-a fost dovedit. Doar, știi? Și recent toate acuzațiile au fost respinse în zi, la tribunalele lor, la, da? Adică au fost false. Adică au fost false. Dar cariera lui tot a fost futută. Scuzați-mi în franceză. Ce, e normal? E normal. Așa că dacă vrei să faci cuiva rău, asta cu rătirea sexuală e foarte simplu. Găsești pe una, o plătești și zici că mi-a făcut cum mă găsești și, again, nu trebuie să fie adevărat. Nu trebuie să fie adevărat. E suficient să-i asociezi numele lui ăla cu hărțuirea sexuală. Aia e singura chestie. O să dureze procesul ani de zile, timp în care numele lui va fi constant asociat cu această chestie. Așa se face treaba. Și de-aia mi se pare absolut scârbos și... Ai. Știi? În ce lume trăim. Și bineînțeles, toate feministele o să arăt de cur în sus. Vai, violatorul! Știi? Când de fapt nu e. Da. Jocuri de putere, normal. Sunt jocuri de putere, e normal. Și prea locul tău acolo sus. A, da. Și dacă poți să te dea jos cu un șmen de ăsta, ce o să mă facă? Da, hai să ne schimbăm subiectul totuși. Ce mai zic oamenii? Tu citești comentarii, tu ești responsabil. Da. Bună ziua, ce faceți? Întreabă papi. Bine. Hola papi, cómo estás, papasote, qué anda, cómo anda papito, papi. Alex zice, dă-i cu spray de contacte pe acolo să cure starea apa de acolo. Se referă la pilotul automat? N-are acolo pilotul automat, dar trebuie să mă uit. Deci la mine acolo la panoul de siguranță este spaghetti. Toți care au avut barca asta înainte și-au făcut improvizațiile lor. Deci este spaghetti acolo și trebuie să mă bag. Să fac ordine, dar credeți-mă, când deschizi și văd ce acolo, mi se ia. Adică am început ușor. Numai improvizația a fost peste și la antenă și peste... Da, numai improvizația a fost și la antenă. Acum antena am făcut-o. Deci antena a fost o improvizație sinistră. Adică, bă, nu. A fost chiar o prostie. Au venit foarte prost. Păi, stai seama că tu nu prea ai nevoie așa. Dacă numai te plimbi în Grecia, nu ai nevoie să... Și acum antena e bridge, adică antena ca lumea, cablu curat. Am scos de acolo mățăraie, cabluri, deci cabluri care erau inutile. Și le-au pe rând. Acum antena a făcut-o. Urmează probabil pilotul automat. Acum să vedem, da. Recomandați vreo școală de skipper din România, întreabă Alex. La Skipper Academy. Acolo am făcut eu la Skipper Academy. Acolo am făcut școala, dar asta este doar școala ca să-ți iei permisul. Dacă vrei să te perfecționezi, chiar să înveți sailing. Și la școală... acolo poți. Și
la ei puțin. La Skipper Academy? Și ei au, nu? Au lăsă de perfecționare? Probabil, dar pe ei recomand ca școală, dar ca și, ca și dacă vrei să te perfecționezi, capitan. Best în România. Best of the best, adică nu se compară cu nimeni. Ca și ca să faci mai departe, adică ca să mergi să-ți creezi, să-ți faci milele, știi, să te obișnuiești cu barca. Oamenii ăștia închiriază bărci, se duc, de exemplu, se duc în Norvegia, știi, și mergeți cu toții și faceți o săptămână de sailing în Norvegia. Faceți o săptămână de sailing în Marea Britanie, în The Solent, cu flux, reflux, înveți reguli de navigație, foarte șmecher. Am fost și eu și chiar înveți sailing, adică pe bune, și după aia prinzi încredere să-ți cumperi și tu barca ta. Pentru că dacă doar faci școala, tu nu înveți sailing, tu înveți teorie. Adică la școală, basically, și nu-i condamn pe ăștia care fac școală, pentru că așa e legea în România. Adică ei, din contră, ăștia de la, de exemplu, de la Skipper Academy, chiar se chinuie să te învețe mai mult decât prevede legea. Pentru că legea, după lege, ar fi, știi, dar chiar Skipper Academy chiar își dă un pic silința să... Pentru că așa de proastă e legea încât tu poți să faci pe Snagov școala cu o barcă din asta, like literally o barcă de asta ca dinghiul meu, așa pe asta faci școala, după care poți să mergi să-ți iei permisul pentru iaht de asta. Tu înțelegi? Și România ți-l dă, no problem. Îți dă permis pentru iaht din asta când ai făcut școala pe dinghi. Hai că nu, trebuie să faci pe velier, nu te faci pe velier. Nu! Cum nu? A, trebuie să faci școala pe... Dar stai puțin. Ai fost la Marea Neagră. Deci nu. Tu poți să faci, deci CEU și DEU îți dă, poți să conduci bărci până în 25 de metri fără vele. Înțelegi? Deci eu cu CEU și DEU puteam să conduc iahturi de 25 de metri, asta are 13 metri. Da. Deci iahturi de două ori mai mari ca asta. Fără vele. Fără vele. Fără vele. Vele făcut... Dacă vrei cu vele, mergi la Marea Neagră, tot cu Skipper Academy, stai un weekend pe un velier, dați o tură, faceți 2-3 volte, îți dă un certificat ca și S-ul și îți adaugă S-ul pe permis. Ai singura chestie. Dar nu e suficient. Adică nu e suficient. No way. Deci eu nu știam să, băi, eu nu știam eu când mi-am cumpărat barca asta, eu nu știam ce face fiecare alea. Habar n-aveam. A trebuit să mă duc cu băieții de la capitan ca să mă perfecționez, ca să prind încredere și să am încredere să pot să-mi conduc barca mea. Dar nu știam, adică după școala propriu-zisă. Pentru că nu, așa e România, nu sunt obligat să te, adică din nou, în care cei de la Skipper Academy își dau interesul să te învețe mai mult decât prevede legea. Mm-hmm. Dar chiar și așa nu e suficient, adică... Trebuie să faci multă practică după aia, adică cât... Trebuie să faci multă practică. Am făcut pal la Limanu și în Grecia cu un cestuț de Nicolsa. Ce aia merge. De fapt, școala nu e foarte important, pentru că, again, școala în sine, experiența te învață. Este că multă lume ne scrie și nouă, am văzut în comentarii și ne zic, în special skipper, adică pe noi ne urmăresc și oamenii care au permis de navigație. Și sunt skipper care au permis de navigație de ani de zile, știi? Și, de exemplu, primesc comentarii că nu știu cum îi zice la nu știu ce, bowsprit sau căcada, adică, știi? Nu știu niște termeni de navigație, știi? Sunt oameni care știu toți termenii, știu toată teoria, dar ei au ieșit pe mare de 4 ori în viața lor. Dar ei știu toată teoria. Eu am trecut oceane, dar nu știu teoria, adică știu practica. Ceea ce mă face să ajung la concluzia că este o diferență în a cunoaște drumul și a merge pe drum, știi? Sunt două chestii total diferite. Deci de-aia vă zic, faceți practică dacă vreți să vă faceți... Cea mai importantă chestie. Teoria, că știi cu tu cum îi spune la bowsprit și la aia nu-i parâmă, este școtă. Trebuie să moară, lasă. Parâmă, școtă, frânghie, cablu, ață, nu contează cum îi zici. Important de să știi să -ți ții barca. Că nu știi tu cum e diferența între școtă și parâmă, știi, adică... Sau ghiordel. Paul, ce că e ciudat că trebuie să dai back din live să poți da un like. Să ieși din live și să intri, știi? Serios? Da, nici nu poți. Din live de aici nu poți. Vezi, trebuie să ieși și să intri ca să dau like. Mă invidez și vă salut felul în care trăiesc, chiar să ne spui de frumos. Salutări, Gianni. Mulțumim. Costă mult să faci permisul? Treaba, Alex. 1500 de lei. Teoria și practică. Școala. Și după aia 1200 de lei per examen. Dacă stai să te gândești, e peanuts. Cel mai bine e să cunoști drumul, să mergi pe el.
Bă, e bine să cunoști drumul înainte să mergi, dar e diferență mare, e ca și, și eu cu Denisa. Mai, când mergem, când facem plan de navigație, de exemplu, știi, să mergi, vezi să mergem pe insula aia. Eu te la vânt, în principal. Și avem o idee cam cum bate vântul. Bă, guys, vă spunem, de fiecare dată, când ieși acolo, când ieși acolo în larg, vântul e altfel. Uite-o aici. Să se sperie de tine, tu. Să băga la fund, nu? Să băga la fund, da. Nu, era una și mai aproape. Ah. Ce-i drăgălașă e? Într-o rămadă. Bă, dacă îți stau pe fund, pe fundul apă și mănâncă ele acolo. Da. Altă chestie foarte interesantă, de exemplu, americanii nu au nevoie de permis. Nu au nevoie de permis. În America nu se face școală de navigație, nu există așa ceva. În America mergi ca și cum îți cumperi o armă, poți să mergi la, magazin să-ți cumperi o barcă. Din asta, așa. Cu permisul de, conducere categoria B. Știi? Și vii în Bahamas, vii prin Caraibe, fără permis. Fără permis. Deci asta cu permisul mi se pare așa. Permisul, dacă ți-l iei în România, în general e valabil cam doar în România. Știi? Pentru că fiecare are cumva regulile ei. Pentru că în America, de exemplu, nu o să ceară nimeni permisul. Pentru că nu există această noțiune pentru, bărci de agrement. Așa că e foarte discutabilă chestia că, știi? Cu, permisul și cu... Dacă vreți voi să aveți toate diplomele, dacă vreți voi să aveți, că sunt oameni, de exemplu, care mai întâi fac toată școala cunoscută de om și după aia abia își bagă degetul în apă. Și sunt oameni care prima oară își bagă degetul în apă și după aia încep dacă, mai faci școala, știi? Adică e o mare diferență, știi? Sunt oameni care, de exemplu, simt că dacă ei fac 20 de cursuri PADI și 40 de alte, citesc nu știu câte cărți, cumva, știi, își satisfac cumva drive-ul de a face sailing, dar ei n-au făcut sailing, dar au, știu teoria bridge. Adică, na, să înțelegi și partea asta, dar sfatul meu e să faci. Așa de Denisa, zi. Fiul lui Gatara tocmai și-a făcut permis de barcă, deci nu e chiar așa, zice Cosmin. Poți să ai permis, dar nu e obligatoriu. Poți să ai permis, da, dacă vreau, nu e obligatoriu. Ar fi bine să ai, adică ar fi bine să... Dacă vrei, da. Dar fii atentă, ar fi bine să ai. Tipa aia care a făcut în conjurul lui, avea permis? Again, cu barca. Da, mă, dar știi? Nu poți să le spui oamenilor, nu faceți permis, Eu nu pot să spun asta, doar vă spun realitatea, acum decideți ceva, voi. Dacă se întâmplă ceva și vine și cere permisul, ce faci? Păi depinde de legea, de legea unde, legea țării unde ai fost. Păi da, dar dacă tu lovești un super iaht din ăla aici mare. Nu cere permisul, cere asigurarea. Păi cere asigurarea. Bine, dar s-ar putea să zică să cere permisul, nu poți să știi. Nu mi-a cerut nimeni permisul, never ever, de când fac sailing. Nu. Actele bărcii, să vezi că parcă e în regulă, și asigurarea uneori în marine, dar în rest... Dar tu n-ai făcut nicio boacănă, ca să... N-am făcut nicio boacănă, doar da. Adică n-am avut treabă cu... N-am avut faza de coastă, cu autoritățile... Poți să știi ce reguli sunt, mai ales pe aici, că fiecare insulă e altă țară și... Da. Nu știi. Și dacă nu ai asigurare, ce faci? Treabă cu... O să fugi în chec. Dacă n-ai asigurare, belito. Dacă deci, se întâmplă ceva... Stai puțin, mă refer la asigurarea RCA. Da? Asigurarea aia obligatorie, că RCA-ul ăla, basically, asta înseamnă RCA-ul ăla. Dacă lovești altă barcă sau dacă se întâmplă ceva din cauza bărcii tale, asiguratorul tău plătește despăgubirile. De-aia în marină, de-aia în unele marine, te obligă să ai acest RCA, pentru că, de exemplu, dacă tu nu-ți legi bine barca la cheu și barca ta o ia și pleacă și se lovește în alte bărci, știi? Aia trebuie să fie despăgubiți, că tu ai fost prost. Și asigurarea ta îi despăgubește pe aia, bineînțeles, știi? Că de-aia își cere RCA. Dar RCA-ul e fix asta. Dar dacă tu faci o prostie, dacă tu dai cu barca niște pietre și niște bolovani și ți-o spargi și se scufundă barca ta, aia nu te despăgubește nimeni, aia băutești la pietre. Nu, din, dar asta ar putea să te și tragă la răspundere. Din contra, da, vine pasă de coastă și spune, ia-ți epava, de pe fundul maric și epava ta e plină de motorină, are baterii, are aia, tu îmi poluezi apa aici. Gata, nu mai ne mai întoarcem, dar e alta. Eu încă nu pot să mă obișnuiesc cu atâtea prostii, stau să mereu, uite broască,
Da, e nasol, dacă se întâmplă ceva... Dacă faci tu o prostie, again. Da. Cât costă asigurarea, întreabă? Pentru... RCA-ul, ăla, așa, costă 200 de euro. Asta e că nici nu prea te asigură. Asigurarea full e foarte scumpă. Vrei să întorci camera? Da. Vezi că se bagă, nu ia multe guri de aer, 5-6 ia și se bagă la frunt. Gata, s-a băgat. S-a băgat, așa e? Da. S-a băgat la fund. Aici nu prea te asigură. Plus că de aici în carabin nu prea te asigură nici dracu, pentru că sunt uragane. Da, deci... Păi și în caz de furtună? În caz de furtună te asigură, în cazul de furtună, de exemplu, dacă furtuna n-are nume, adică că este o furtună tropicală, te asigură. Dacă furtuna primește nume, nu mai ai asigurare. Uragan. Există casco la bărci? Da. Există casco la bărci. La barca asta, de exemplu, este cam 2000 euro pe an casco. Cât costă asigurarea la Samsara? Poate am spus acum 5 minute. Ai spus? E 200 de euro aia RCA-ul ăla. Și zici că, nu, că mai ești despăgubit dacă nu ai permis valabil? Treabă Vlad. Vlad, nu știu, dar, again, americanii ăștia de aici, toți din ancoraj, n-au permis. Cum se face? Păi da, dar au cetățenie. Au cetățenie, da. Și ce? Dar de aici nu știu de America. Noi nu avem cetățenie. Dar nu suntem în America, fata, este în altă țară. Am înțeles. Adică vreau să zic așa, în America, în America astea sunt regulile. Poți să conduci barca fără permis. Americanii vin și în Caraibe, știi? Și ăștia din Caraibe nu îi treabă de permis, pentru că why? Pentru că sunt toți americani, aduc mult business aici, mulți bani, după dracu să ia la întrebări, să ia la puricat, știi? Deci americanii, deși asta e regula pe teritoriul țărilor, ei merg și în alte țări, presupunând că e aceeași lege, dar ei nu știu că e aceeași lege. În România, de exemplu, eu știu că n-ai voie să conduci barca fără permis, așa știu, pe teritoriul României. Dar dacă ești în apă internațională, nu te întreabă nimeni. Ce legătură are dacă furtuna are nume? Paul. Păi în fiecare an, apropo de uragane, în fiecare an, în zona asta, sunt vreo 20 de nume care sunt alocate pentru furtuni. Dacă o furtună depășește o anumită intensitate, primește nume. Da. Adică devine uragan. Dacă are nume nasol, adică dacă deja o furtună primește nume, înseamnă că este peste o anumită intensitate, înseamnă că este o furtună puternică. Uragan. Știi? Și care se poate transforma într-un uragan de forță F nu știu cât. Dar nu orice furtună primește nume. Alea care primesc nume sunt cele mai nasoale, sunt cele mai puternice. Și tocmai de asta asiguratorul spune, dacă furtuna are nume, nu te mai asigurăm. Înainte te asigura, nu știi că și tipul ăla de la care am luat noi Muringu, da. O fost asigurat la un moment dat înainte. Pentru un uragan, dar acum sunt prea multe. Ușor dat seama că da, sunt prea multe uragane și nu mai... Adică nu are sens, pentru că ei trebuie să repare foarte multe repare, să cumpere, da, foarte multe bărci. Dar ce te pune să stai acolo, știi? Când vin uraganele, că e... Da. Și poți să și profiți de chestia asta, adică deci poți să faci asigurare și stai intenționat într-un uragan, că tu vrei să repari pe nouă, știi? Tipul ăla de la Muringbo, nu ne-a povestit că el și-a cumpărat barca din despăgubirea de la, de la așa. Da, cumpărat barca. Adică a făcut o șmenărie, știi? Cu... Da. Dar nu mai merge în ziua de azi. Mă rog, poate dacă ai niște pile pe acolo, da, hai să zicem, da, așa... Ați văzut o OZN-uri intrând și ieșind din mare? Leo Auto. Încă nu. Încă aștept. Poate în America se poate ateriza cu elicopterul la McDrive să alimenteze, în România nu. Adică vezi, depinde de lege. Eu zic că alea cu F sunt cele mai puternice. Genicu. Da. Peste 150 de km pe oră, ce Florentin. Normal, după ce ieși din granița țării tale, trebuie respectată legea țării în care ești. Da, aia zic. Dar altă chestie. Acreditarea de diving, de exemplu. Noi azi am făcut iară diving. Știi? Eu am făcut, cred că am vreo 10 ore până acum de diving în total. Și numai? Cam așa, da. Cu Chris ai făcut vreo 2 săptămâni aproape. Cu Chris eu cred că am făcut vreo 7-8. Da? Da. 10-12 ore, cam atât am de diving în toată viața mea. Ceea ce, adică,
E ceva, n-am... Am tot făcut-o, constant. Și azi am făcut iară diving. Și mai mergem iarăși și deja încep să fiu foarte... Sunt foarte obișnuit, încep să azi îmi placă. Azi a fost cu Frankie. Azi a fost cu Zee și cu Frankie. Dar anyway, mă duc din ce în ce mai adânc. Am studiat tabelul cu decompression times. Eu n-am școala PADI făcută. N-am niciun fel de școală de diving. Niciun curs, never. N-am. Să nu înseamnă că nu trebuie să faci, pentru că e foarte periculos. Nu te obligă nimeni, tu poți să faci sare la pădure cât vrei tu. Știi? Nu te obligă nimeni. Singurul dezavantaj este că unii din ăștia care sunt divers și dacă mergi la ei cu tubul de gaz, adică cu tubul de aer să ți-l încarce, nu ți-l încarcă muiștii. Nu ți-l încarcă dacă n-ai o acreditare PADI. Ce nenorociți, măi. E. Dar pare corect. De ce? Pentru că sunt unii care, care ce? Sunt pregătiți. Ei, sunt, nu, dacă nu sunt pregătiți și tot. Trebuie verificat din când în când. Nu e chiar așa. Deci dacă ai asigurare PADI, înseamnă că îl verifici automat. Eu pot să am asigurare PADI să nu mi-l verific. Nu are niciun fel de legătură. Este doar un curs. E doar un curs, o japcă dacă mă întreb pe mine. Da? Ia. Așa că asta e părerea mea acum. Unii oameni au nevoie de pregătire, nu sunt... Da, Frankie are. Cu toții suntem cursul PADI făcut, Frankie, al lui Zain. Are cursul PADI făcut, acreditare, hâție, țădulă, azi a fost frică să intre în apă. Da, n-a intrat, a spus că este frică, s-a intrat cu ăla pe ea, s-a uitat în jos, la 10 metri, care 10 metri e baby shit. A zis, I'm anxious, nu mai intru. Și a fost, este singura dintre noi care are PADI. Singura! Ideea este că da, într-adevăr, nu. Acreditarea mulțumesc. Dovedește că ești capabil să faci chestia asta. Mulțumesc! Și Chris a zis că orice ciuciubat și acreditările se dau așa... Orice ciuciubat poți să o ia pe aia. Mare chestie. Nu, dar e bine să faci pentru că înveți multe chestii. Și dar bine după faci. Contează, bineînțeles, experiența. Contează foarte mult practica. Cu de exemplu? Frankie nu mai... Ea a avut un iubit care a fost instructor sau ceva era de genul. Era instructor de așa? Și eu dat acreditarea așa, dar ea nu... Da, nu e confortabilă cu chestia asta, nici măcar nu poate. Era pasionată de treaba astăzi asta. Astăzi nu, efectiv, s-a băgat în apă și eu zis nu pot. Eu fost frică, frică și a zis, bă, mi-e frică. E foarte bine dacă ea nu se simte confortabilă, da, știi? Ceea ce e foarte Doamne, ok. Doamne, vrește, te bați sub apă, faci un atac de panică, mori acolo. Normal, știi? E periculos. E foarte bine că a zis că nu vreau să, dar ce, ideea este că n-ai nevoie de cursul ăla. Ea are cursul. E singura dintre noi care are cursul. Mm. Da. Și eu cu Zen ne-am băgat, am văzut peștioși de n-aia mari, făceam caterică pe acolo pe jos, a fost foarte tare. Și la Zeina, al cât era Daivi? Al doilea din viața? Al doilea din viața lui, da. Mm. S-a descurcat foarte bine Zeina, a fost ok. Da. Nina ne întreabă dacă ne-am pus cufundările mai prin zonă. În Antigua, mergem marți. Eu m-am învățat, azi mi-am dat seama cât de multe am învățat de la el. Foarte multe am învățat de la el. Foarte multe am învățat de la el și mi-a părut, adică, uite, vezi, nici eu nu sunt derbedeu. Îmi cunosc limitele, ca să zic, adică dacă ești tâmpit, mor ca prostul, dar îmi cunosc limitele și știu unde să mă bag și unde să nu mă bag. Și m-am agățat de tipul ăsta că m-am învățat foarte multe. Și eram și curios să-l întrebam, adică activ voiam să învăț despre diving. Și astăzi când am ieșit la diving cu Zen și cu Frankie, mi-am dat seama cât de multe știu eu în comparație cu ei, care am doar 10 dive-uri în plus față de ei, ceea ce nu e foarte mult la chestia să te gândești. Dar diferența e foarte mare. Pentru că efectiv eu mi-a plăcut să fac treaba asta, m-a învățat Chris multe chestii și eu eram receptiv să învăț. Adică tu ți-ai înțeles la fel, că tu vrei să înveți și... No. Aș merge mai adânc, dar nu. Trebuie... Mai mult de 15 metri nu merg încă. Deci 12-15 metri maxim merg pentru că e cu decompresie, cu alte chestii și nu vreau momentan. Mă simt foarte bine la 12-15 metri, acolo stau. Plus că de la 15 metri eu pot să ies afară și dacă o scot aia, că e în not până acolo, pot să-mi țin respirația până sus. Da, e mai ok. E mult mai ok și mult mai safe. A venit vara și în Europa, de acum vorbim de la egal la egal, de ce nu râdim? Bă, guys, o să fie groasă aici. La vară o să fie... Deci, seara ce cald a fost. De obicei când nu bate briza, ce cald este deja. Și guys, la vară aici vine căldura aia umedă, tropicală. O să ne uscăm. O să vedeți pe noi. Deci suntem, da, am belit-o. Dragă, ce că e înscris la școală și e ca frică de proba teoretică. Este grea? Da, e greu. Chiar trebuie să înveți. Eu o săptămână am băgat. Sunt care ori picat, nu cu tine? Oh, da. Adică dacă nu înveți, nu-l iei. Era unul.
omul 40-50 de ani, adică om serios. A venit la examen ca o floricică, el credea că e așa, la vrăjeală examenul, că știi? El chiar avea impresia că... Putea să fie, știi? Că sunt multe examene vrăjeală. Fiind în România, da, te aștepți, știi? Și România pădează mai mult teoria. Om a fost șocat că de fapt ăia chiar l-au luat la întrebări și chiar era un test și nu o să se copieze sau să facă mâinării sau jumenării. Deci stătea în spatele tău ăla și chiar trebuia să... Ăla, omul a fost, nu venea să creadă. Și ăla nu a învățat nimic, a picat cu brio, îți dai seama. Da, să citești. Să citești că e... Deci trebuie neapărat să înveți teorie. E și foarte benefic să citești, că după aceea o să te sper ușor, dacă știi toate chestiile. Da, eu, de exemplu, multe le-am uitat, adică... Nu-ți poți spune aer condiționat? Ba, poți, da! Nu poți să... Ce că-ți poți spune aer condiționat? Frate, poți să-ți spui dacă vrei și dansatoare la bară. Poți să spui ce vrei tu. Dansatoare la bară? Dar de ce nu dansator la bară? Poți să spui dansatori la bară, poți să spui o fabrică de cocaine aici dacă vrei să-ți faci. Ce vrei, ce vrei tu poți să-ți faci? Dar bani să fie, știi? Acum nu poți să spui aia că normal că poți. Kent zice să explici treaba cu decompresia. Când cobori foarte mult în apă, din cauza presiunii, se formează azot în sânge. Din cauza presiunii. Și azotul ăsta este otrăvitor. Și dacă ieși dintr-o dată, azotul ăla din sânge îți otrăvește sângele și mori. Așa că trebuie să ai o niște timp de decompresie. Dacă te bagi la o adâncime foarte mare, trebuie să te ridici la o adâncime la, nu știu, după ce când ieși, nu ieși direct. Ieși un pic la zi, la 10 metri și mai stai la 10 metri vreo un sfert de oră. Ca să iasă azotul din sânge, respiri un sfert de oră și abia după aia ieși. Adică cu cât intri mai adânc, cu atât trebuie să stai mai mult timp la decompresie. De exemplu, dacă intri la 100 de metri adâncime, fiecare minut pe care îl petreci jos, este vreo oră sau două de decompresie. Deci dacă stai 10 minute acolo, trebuie să stai 10 ore într-un încăpere specială ca să faci decompresie. Asta Cliff, tipul amicul lui Jason O'Frankie, spunea că a stat la un moment dat că a făcut un dive foarte adânc și a stat într-o cameră din aia specială de decompresie o săptămână. Wow. O săptămână a stat într-o cameră de decompresie doar pentru că a făcut un dive de 200 de metri. Wow. Tu dai seama? E foarte periculos. Ce trebuie să faci săptămână? Doar mănânci? Doar mănânci și stai și ușor, ușor te aduce la presiunea normală. Normală. Da. Mamă, dacă m-aș băga la două. Pe mine și la 7 ori, metri mă dor urechile, mă, nu pot, nu știu. Urechile, de la presiune. Tocmai de asta eu nu vreau să mă bag mai mult de 15. La 15 metri poți să stai cam 70 de minute. Poți să stai jos fără decompresie. Deci ești ok. Momentan nu. Bunny Travel. Am deschis YouTube-ul să caut ultimul video și v-am văzut live. Super conte, felicitări soția. Vreau să știu cum e viața în costum de baie. Băi, fii atentă, pentru soția. Costumele astea de baie pe care și Denisa le are nu sunt făcute să le porți zilnic. Cameră barică. Cameră așa îi spune, cameră barică, dar nu știu mai mult. Și noi pentru că le purtăm zilnic și bermudele și toate astea, bă, se duc dracule, adică nu sunt făcute să reziste. Deci costumele de nici se face să se lăbărțeze, să știi, pentru că nu le folosim zilnic. Le porți mereu, știi? Astea sunt făcute să le porți în vacanță, o dată, de două, știi? O săptămână pe an. Adică se lărgesc. Se lărgesc, se strică materialul de la alta stare. Praf se fac. Da. Pentru că noi le purtăm aproape fiecare zi, asta e faza. Deci viața costum de baie e mișto, doar că tu să ții costume de baie și se strică, pentru că nu sunt făcute pentru așa ceva. Când mai faceți o călătorie mai lungă, întreabă Maria. Păi de pe insula Palta nu prea ai așa călătorii foarte lungi. Acum când mergem în ce ai vizitat? Ce drăguie! Deci atâtea țesoate. Uite cât de mare e. E măroaca asta. Mamă, și dacă intri sub apă, deci sunt o grămadă care stau pe fond și mănâncă. Dacă intri la snorkeling e plin de ele. Plin de ele sub apă, așa, la suprafață vezi câte una, două, dar jos. Pentru prima dată am înotat cu ele și am fost foarte fericită. S-a îndeplinit o dorință. Deci chiar mă bucur că am rămas să fie parții cu dosa de vedere. Atâtea praș și țesoate n-am mai văzut. Salut din Cipru, hașule, zice Kai Potter. Unde să se mai ducă pe lună, poate? Ce adâncime are aici, ne întreabă Nina. Apa aici are vreo 7-8 metri. 7 metri. Nu e foarte adâncă. E ok. Se și vede fundul dacă bate un pic soarele, se vede albastru. E frumos. De la sare, materialul și elasticul este mâncat de sarea de mare. Păi da. Exact.
Atlanticul se poate trece invers față de cum l-ați trecut voi? Se poate, da. Ionut. Hai să stăm acolo, nu vrei? Se poate, dar e mai greu să treci invers. E mult mai greu să treci invers pentru că sunt vânturile, nu sunt constante și poți să prinzi furtuni, poți să prinzi vânturi puternice. Pe unde am trecut noi a fost cel mai safe loc. Cât ține butelia de CO2? Întreabă Adelin. Nu e CO2, butelia asta e de e aer comprimat. Nu e dioxid de carbon. Și ține, depinde de cât de mult aer respiri. Eu, de exemplu, aparent folosesc foarte puțin aer. Chris, de exemplu, diverul nostru a fost surprins de cât de puțin aer folosesc. Adică eu, el, de exemplu, poate să stea 40 de minute și eu, cu același aer, pot sta o oră. Deci depinde foarte mult. În principiu, cam o oră cu 2500 de PSI. Când faceți rost de GoPro, ar merge un vlog cu scuba. Da, o să fac, am comandat GoPro-ul, l-am plătit de pe, nu știu de pune. De pe F4? De pe Emag, firar al dracu de Emag-ul, deci ce m-a lăchit Emag-ul. De ce? Eu mi-am schimbat numărul, eu nu mai am telefonul meu. Că nu mai avem telefon. Numărul meu de telefon de România nu mai există, pur și simplu, l-am scos, l-am șters. Am WhatsApp-ul și atât, care WhatsApp-ul nu are legătură cu Vodafone-ul, știi? Și acum nu mai am telefon, bineînțeles că mă tot plim dintr-o țară într alta și îmi cumpăr câte o cartelă în fiecare țară în care merg. Da, ne-am mai tot cumpărat cartele, dar unele nu funcționează. Unele nu, sunt super proaste, știi? Și oricum vorbim cu ei, nu știu, pe WhatsApp. Deci eu schimb cartela la telefon săptămânal, ca să înțelegeți numărul de telefon cum ar veni. Și Emagu nu mă lasă să mă loghez în contul meu vechi dacă nu-mi trimite un SMS pe numărul vechi pe care eu să confirm că sunt eu. Și am încercat să-i contactez pe ăștia de la Emagu, să spun, bă, zăpăciților, eu nu mai am telefonul. Eu cum dracu să mă loghez și să primesc SMS când numărul de telefon nu mai există? Și... Deci nu te lăsa să comandă când aveai numărul. Da, dar nu puteți să mă loghez în cont, în primul rând. Da. Help center nimic, zero, deci foarte slab, Emagu m-a dezamăgit. Nu, astea sunt regulile. Mai de-aia mi-am cumpărat de pe cel.ro. Mă rog, până la urmă a rezolvat, Doamne ajută, am cumpărat GoPro. A rezolvat, avem GoPro. În sfârșit, a zis că luna asta a fost prioritate GoPro, am zis, frate, suntem aici, degeaba vedem noi 100 de sensoase, dacă, adică nu că degeaba, că pentru noi rămâne amintirea, dar ar fi fain să filmăm, e păcat, adică ce mișto era acum. Băi, mișto rău, și sub apă, bă, guys, deci atât de mult îmi place, nu știu dacă ați făcut scuba în viața voastră, dar atât de, este, eu cu mâna pe inimă vă spun, este probabil unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care am văzut în viața mea. Vă jur, mi se pare absolut minunat sub apă în recif. Când vezi reciful, culorile, peștii, băi, este, nu, deci nu, e o altă lume, este o lume extraterestră și eu sunt atât de fascinat încât nu mai vine să ies. Eu n-aș mai ieși de acolo. Dar mai știi mult îmi place. Că ieri când am făcut snorkeling aici cu țestoasele, m-am băgat la fund și eram super aproape de una care era pe fund și genofugeram așa și cred că am stat cel mai mult sub apă, dar fără... Și n-a respirat. Mi-a lăsat respirația. Și pentru că doar eram fascinată de broasca țestoasă și mă uitam, era atât aproape de ea, adică dacă te dea mâna așa, o atinge. Să o ating, da. Și mari, mă, frate, am stat o grămadă sub apă pentru că gen era fascinată și eram doar țestoasă și mergeam după ea și ea fugea ușor, ușor de mine. Cam cât de mari sunt? Sunt și mici și sunt și mari. Dar sunt mari, unele cât mine, puii mei. Sunt cât de nisă, o broască. To. Efectiv, și-o sunt mereu, ce-s-o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 -s
știi? Dar e foarte drăguț. Chiar mă bucur că am venit în locul ăsta. Niciodată n-am văzut așa multe la un loc, știi? Adică am mai văzut testoase aici, dar așa vedeai, nu știu. Nici tu nu intrai sub apă. Nu, dar aici... În ancorajele în care am stat și mai vedeai testoase, nu intrai sub apă. Uite, deci nu intrai sub apă. Știi, deci așa ai tu și notă cu testoasa. Păi da. Eu vedeam mulțumesc, mă gândeam că până mi-a costumul de baie. Păi nu știu, testoasa se duce și nu mai găsesc. Aia e doar aia pe care o vezi sus, dar altele sunt altele jos. Da, dar uite aici câte vezi și sus. Aici e plin, adică doar întorci capul așa vezi una. Întorci capul așa vezi una. Da, e foarte drăguț. Fixor, aveam 59 de minute și 45 de secunde în momentul ăsta. Cum ai rezolvat problema cu urechea, te întreabă Dan? Bă, n-am rezolvat-o, dar am început să se tragă ușor, ușor. Încă mai simt disconfort, dar nu mai începe să... Da,
da. Nu știu, s-a trecut de la sine cumva, trece așa ușor, ușor. Noroc că nu s-a infectat și nu... Nu s-a infectat. Cred că m-a ajutat spiritul ăla pe care l-am turnat pe acolo. Da, l-a ajutat pe spirit și... Dar nu, nu a făcut nimica. S-a dus de la... Da. S-a evaporat pe la urmă. Stai. Drept că ne întreabă dacă poate să le atace testoasele. Nu cred că... Mai sunt, când faci diving și te bagi adânc, mai sunt unele curioase care vin și te ronțe, ești așa curioase să vadă ce... Adică te ronțe, dacă ai niște fermoare sau așa... Păi de obicei când faci diving ai tot felul de chestii pe tine și sunt curioase și... Dacă îți bagi, deci au un cioc foarte puternic. Vai. Au cioc zuve, zuve, zuve. Și ne zis ăla, Laurent. E francez, nu-i Laurent. Trebuie să ai grijă dacă vrei să le iei. Să le apuci. Să le apuci, să nu le apuci de părți din laterale, de unde au piciorușele. Piciorușele, pentru că ele nu știu cum se strâng și poate să tai degetele. Să le iei așa de unde e capul și codița. Din partea aia, așa o zis. Eu nu le-am apucat sau ceva, eu doar le admir așa. Da. Da. Eu am vrut să prind una. Spearfish, mamă, spune-le cu peștele la ieri. Spune-le. Deci spirganul meu este o mizerie de spirgan. Eu nu mă pricep la spearfishing, deci, ca să ne înțelegem. Deci, prima și-o pierdut-o și-o luat alta. Dar nu, una mai ieftină și... Mi-am cumpărat un spirgan ieftin, care e mic. Un spirgan mic, ieftin. Că n-am vrut să... Zain mi-a zis, bă, ia-l pe ăla mare, că mi-a putere. Și zic, bă, Zain, ăla mare e 300 de euro, puii mei, nu o să mi-l iau pe ăla, o să-mi iau unul mai mic. Am văzut un pește ieri, era cât de nisa, poate un pic mai mic. Dar nu departe. Mare, mare. Era fix lângă barcă. M-am dus cu spirganul, am tras în el, bă, fix în mijlocul lui am tras, a ricoșat săgeata de pe el ca din piatră. Bong! Dă-mi seama ce spirgan bun am. Aole, Doamne! Frate, n-a trecut, adică inclusiv peștele, ce până la fac? Ce faci, mă? Mă gândi, dar ce faci? A plecat, a fugit, că s-a speriat, logic, da? Bong! A sărit din el ca din cauciuc. Na. Spirgan. Te credeai Jason Statham ce florin da. În rol totul se complică pentru că statul trebuie să te jucoaie de bani, ce mereu mi-a. Ce-a pățit laptopul? Trebuie doar. N-a pățit nimic, era doar dongle-ul ăla care... Am luat alt dongle, da. Care a luat niște bere la bord și am luat alt dongle. Suntem ok. Bine, astăzi am făcut telefonul, că am zis că ne mai arătăm testoase cu laptopul, era mai greu să... Da, mi se pare mișto cu telefonul, nu mai faci setup-ul, e mai simplu. Poți să te poți mișca. Da, și nu puteam să vă arătăm testoase, nu puteam să dăm zoom. Adică poți să dai zoom pe cameră, dar da, nu atât de mult și... Da, ele nu stau fix aici lângă barcă, sunt un pic mai... La cum arată harponul ăla atunci în clip, puncte, ce aleg. Dar nu, stai că nu era, mi-a luat altul. Uite. Mi-a luat pe ăsta, vezi? Care are harpon nou. Uite, vezi? Harponul e nou-nouț. Deci mi-a luat altul, nu mai era la ruginie. Pe la ruginie l-am pierdut. L-am pierdut cu tot cu harponul. Da. Și drăcia asta, ori nu e foarte ascuțită ea, ori nu poate spirganul ăsta, nu e suficient de puternic, e mic, n-am uite, știi, mic, știi? Na, trebuie să-mi iau un serios, adică pe toți pe care am văzut că fac spearfishing, fac cu spirgan mare, mare, mare. Acum, ăsta e poate pentru pești mici, știi? Eu m-am ambiționat să trag la mare, dar, na. Ce-i, fată, ce-i? Mă uit după testoase. Profit, că dacă plecăm de aici, nu știu cum mai văd atâtea testoase. Nu pare ascuțit. Nu, again, nu cred că este pentru... Uite, știu, ăsta e vârful. E pentru pești mici, probabil, nu știu. Că e mic, o să... Bă, învăț și eu spearfishing, că nu știam. Adică, guys, seriously, spearfishing, nici măcar nu știam că există așa ceva. Eu trăim la Deva sau la București. Cine drag, eu acum pentru prima oară au legătura cu chestiile astea și tu învăț. Ți-ai luat în Grecia, dar ai zis că nu știu de ce ți-ai luat-o, că nici n-ai pus mâna pe ea, pentru, inițial. Da, pentru că știam că vreau să fac. Și după aceea de la Chris, din Antigua, ți-o prins de culeț, că ai văzut că el face, zi, am o să încerc și eu. N-am avut pe nimeni să mă învețe, să-mi arate, adică nu știam cum să fac, bătau la clipuri pe YouTube, na, e mai complicat. Dar acum am înțeles, spirganul ăsta mic e pentru pești mici. Simplu. Pentru pești mari, ai nevoie de un spirgan serios. Da.
Dar faza este felul, eu vreau să mă, acum să mă perfecționez ca în momentul în care vă arăt vouă și vreau să fac un video în care facem spear fishing, să vă arăt cum se face, să prindem un pește, să-l gătim. Și trebuie să avem și cameră bună. O să avem GoPro-ul. Dar ce vreau să zic este, eu până atunci mă perfecționez, pentru că nu vreau să filmez ceva ca lumea, nu vreau să fiu stângaci și tântălău când fac spear fishing. Deci în momentul în care voi avea clip, voi face clipul, o să fiu și în măsură să, știi, să fac. Chris întreabă că ce făceai cu un pește atât de mare cât Denisa. Băi, deci mâncam din ea, cred că și noi și familia O'Donoghue o săptămână. O săptămână nu? Băi, au tonul ăla, ținut o lună, la mare. Dacă ne gândeam, bă, cât să mai și mănânci din tonul ăsta? Cum, cum se numea? Că m-aș uita la de care era? Nu era tiul, nu era ton. Nu mai știu ce dracu era. Era ăla al tău? De ăla pe care l-am gândat. Nu mai știu cum se numea. I-am găsit specia. Ton mai prins, întreabă Ilie Cristian. Aici nu prea este ton. Am prins baracude, fie la dracu de baracude. Mai baracude. Plin de ele. Îl filetezi și îl congelezi porții, Genina. Problema da, că nu avem congelator. Congelatorul nostru este minuscul, nu cape prea mult și frigider se strică sigur. Nu, no, o să țin pește pe frigider. Da. Dacă a pus să prinzi un pește din ăsta, nu te poate trage în adânc? Ba da, îți dai seama cât face. E mare, adică era destul de mare și încă nota mai bine ca mine. Dai seama. Cât poți să umpli la barcă, treabă Maria? Cam 500 de euro. Ce ceas ai, mă, Mikey prostule? Mikey prostule! Este un G-Shock, pentru că mă bag cu el în apă, fac diving cu el. E singurul meu ceas cu care pot să mă bag să fac diving și merge perfect. Se uite la timp. Nu-mi plăcea mie G-Shock-ul înainte și ceasul ăsta e destul de prost că nu văd ora. Deci cel mai urât G-Shock mi l-a cumpărat din lume. Dar uite și acum îl folosești. Nu se vede ora, pur și simplu, nu se vede pe el mica, este negru pe negru, e prost rău. Ca și, dar e genial ca și diving watch. Este sănătos, țapă, înaintea de rog apă la el, bombă G-Shock-ul ăsta. M-ar place, faceți live cu o cameră sub barcă în apă să vedem baracuda. Mă, o să fac. Și azi am văzut, sub baracuda. Nu pot să faci live, dar am văzut baracuda azi. Era... O să vă arăt cu GoPro, vă promit. O să fac un dive cu GoPro și vă arăt tot ce vreți. Dar momentan, stai să-mi vină. Îmi vine la finalul lunii acesteia. Cât vă ține un plic? De când mergi. Nu. Poți să mergi cam 2-3 zile în continuu cu barca. Noi alimentăm cam 70 de ore. O dată pe lună? Mai, chiar depinde mai mult ne mergi, ține. Mă. Da, și depinde și la ce turații mergi cu barca. Da. Barca consumă, motorul consumă 3 litri pe oră și rezervorul are 200 de litri. Fă un calcul. Câte ore? G-Shock, prostule! Ochi, prostule! Nu intră apă la el, dar nu poți să vezi ora. Nu intră apă la el, dar nu poți să vezi ora. Nu poți să... Ce rost ar stai banii pe el atunci? Mă, fii atent. Modelul pe care l-am luat eu e prost. Există și G-Shock la care poți să vezi ora. Dar ăsta este negru pe negru, de asta, adică am făcut eu o greșeală când l-am luat. Puteam să-mi iau altul, că nu toate G-Shock-urile sunt la fel, îți dai seama, adică, ca și culoare, mă refer. Ăsta nu vezi, uite, nu se vede ora. Vezi, e greu să vezi ora pe el, că e negru pe negru. Și mai are și niște display-uri la mici, nici pe alea nu le vezi. Dar a fost vina mea că mi-am luat culoarea asta, puteam să-mi iau altă culoare. Dar ceasul în sine e bombă. Garmin nu dai greș. Da, da. 2019. Și mi l-am cumpărat și de mult pe ăsta, mi l-a luat, Ghiduș mi l-a luat, mă rog, el mi-a zis să-mi iau. El avea G-Shock și mi-a spus să ții un G-Shock, hașule. Dar e mișto, de ce nu? Și m-a dus, Ghiduș m-a dus în mall și mi-a zis că trebuie să-mi iau un G-Shock. Bine, mai că mi-a G-Shock, nu l-am purtat. Vă zic sincer, nu l-am purtat mai deloc, pentru că e un ceas sport. Și eu nu purtam ceasul sport. Dar acum doar pe ăsta-l port. Deci nu port altceva. Fac duș cu el, intru în apă cu el la scufundări, e bombă. Nu, Maria, nu avem mașină de spălat pe barcă. Chiar ieri am fost la, nu ieri, alaltă ieri. La Chandlery. La Chandlery și am văzut mașina de spălat frumoasă. Mică, specială pentru barcă. Foarte frumoasă. E specială pentru barcă. Frumoasă, mică, vai. Dar... Cât? Dar nici foarte scumpă nu era. Cât a fost? Cât era? Era 600 și ceva de euro. Ceea ce te gândești, dacă stai să te gândești... Nu vorbim scump. Dacă ai... Nu se pare scump, puteți seama. Ideea este că noi nu ne ajunge apa pentru mașina de spălat. Mă rog, 600 de euro aia înseamnă 3000 de lei. În bani românești. 3000 de lei o mașină de spălat în România nu-i 3000 de lei. Adică în România ții o mașină de spălat, cât e o mașină de spălat? 2, 6 și mică. 1000 de lei?
1500 de lei o mașină de spălat, 2000 de lei una bombă, știi? 3000 de lei o mașină de spălat mică, alea, ca la modul că din aia de barcă, mică, nu te gândi că ceva. Membru timp de 12 luni, salutare, dați-mi șoate suică. Pentru 20 de euro. Pentru 20 de euro. Ma, da, nu. Mai bine vă mutați în aer condiționat, Dacia Daniel, dar momentan ar fi mai... Dacă ar fi să aleg, da, aleg aer condiționat. Noi spălăm oricum, spălăm cam o dată pe lună, haine, și de adevăr se strâng multe, dar... Și plus, uite-te la noi, pui mei, cum umblăm. Dai mai multe. Ce haine? Casă, sau un costum de baie. Ce haine, să sper. Știi? Hai că se adună. Da, da, again. Se adună, uite-te, dar... la noi. Adică, ce haine? Da, adică să ai mai multe costuri de baie și în haine de-astea de casă, oricum. De câte ori puteți face duș pe, duș pe săptămână, întreabă. Aia e problemă. Aia e problemă pentru că transpiri. Eu fac cam o dată pe săptămână baie. Da. Stai puțin, o baie ca lumea, cu săpun, cu așa. Eu după aia o fac. Eu mai intru, cred că tu consumi toată apa. Eu mai intru din când în când în duș, când sunt transpirat și mă dau așa cu dușul pe mine, bama, rapid, știi? Să treacă, să se dea jos, să mă răcurez. Și după două săptămâni, aolo, iar nu mai avem apă. Unde s-a dus toată apa? Mine, da, eu calmeu persoan. Fiecare zi, un pic, da, un pic la subraț, un pic, un pic, nu știu unde. Da, asta e nasol. Bine, ce să facem, na? Nu, deci ca să ai confort. Bă, Nina, vă zic, euro, mulțumim, mulțumim, Nina. Nina. Vă spun sincer, dacă aveam așa water maker pe barcă, dacă aveam aer condiționat și poate o mașină de spălat vase sau o mașină de spălat vase, nu mai trebuie nimic. Te referi la confort? Ca și confort, da. Da, da. Adică ar fi fost perfect. Deci viața pe barcă a fost perfect. Deci dacă aveai așa aer condiționat, mașină... Congelator, zice Nina. Și un congelator, ok, Nina, ai dreptate, și un congelator. Da. Dar fii atentă, poți. Poți să spui pe o barcă din asta ca Samsara, poți să spui congelator, watermaker, adică ai spațiu... Televizor. Și televizor, hai și televizor. Hai că dacă ne mai gândim, mai găsim. Dar again, adică sunt niște chestii pe care... Adică, da, dacă am avea toate chestiile astea, băi, efectiv deci, nu mai am... Lux. Da, nu ar mai simți fi... că no. Stai neapărat pe o barcă. Ar fi genial. Confortul ca acasă. Ar fi genial. Grijă că dacă nu pute pe barcă e ok. Bă, nu. Aita mai cata de baie în jurul tău, ce baie? Aia zic, problema este că... Nu e chiar așa, pentru că părul ăsta... Se năclește, mă, frate, cu apa asta sărată. Oricum, am zis, gata, nu mă mai vopsesc, doar îl tund, că sarea și soarele nu sucă prea tare și... Mă rog. Dar da, zici bine, te arunci în apă, te răcorești. Problema este că după aia ai pe tine sare. Când faci așa, zici că ești șmirgel. Știi? Că se întărește sarea aia pe tine. Da. TV nu prea trebuie, poți pune un proiector, Selina. TV, proiector, da. Uite, familia O'Donohue au proiector. Deci... Și fii atent, cu proiectorul poți să proiectezi filme pe vele. Scoți velele, că sunt albe și mari, și proiecte, faci cinematograf. Și ei la pas. Bye bye, te trezești pe nu știu unde. Păi nu poți să faci asta la ancoraj. Păi scoți velele, da, când nu poți să ancoraj, când ești în pasaj. Dacă e vântul tare... Și, dacă na. Și poți să faci pe vele, poți să proiectezi pe vele. E mișto, dar trebuie să fie niște condiții de alea bune. Știi? Nici să nu fie prea slab vântul că nu umflă velele și futurăște așa, dar nici să nu fie prea tare vântul că pui vei. Trebuie să fii... Normal. Dacă mergeți în Puerto Rico, găsiți costume ieftine de baie la Walmart. Cine Walmart. Ia să-mi scriu aici. Că da, deci trebuie... Și cred că găsim și în Martinique, mă, la o... Din asta, sigur găsim în Martinique. Mă întrebăm pe Oana în Martinique, unde putem și niște costume de baie ieftine, că nu mai... Walmart... Mai dau 200 de euro pe unul. Da, tu ai văzut că și în Saint Martin? A fost să vedem ce costume de baie și erau 100 de euro o piesă. O piesă, da. Păi nu, și acolo nici nu stați. Nu, era 50 de euro piesă. Nu. Bă, da. Nu? 80 și ceva. Mă, băiatule, tu ai zis că e... 80 și ceva, 89, ceva de asta. Tu ai zis că e 100 de euro o piesă. Inițial ai zis că e... tot costumul. Tot costumul. Și după aceea ai întrebat și de fapt era doar o piesă. Era aproape 100 de euro o piesă. Adică tot era foarte scump. Și dracu fac costumele alea de bai, oricum se strică, știi? Adică... Mă rog. De ce vreau să scriu? Stai, vreau să scriu ce a zis acolo. Walmart. Fusă rămas la diving, asta este micul meu steguleț, când fac diving să mă vadă lumea. Eu, adică? Adică Denisa să vadă unde sunt. 25 de ron de la mulțumim! Asta a fost pentru țuică? Nu, am zis 20 de lei pentru țuică, sau măcar 10 de euro.
Nu poți cumpăra chestii din România și să ți le trimitem prin curier? Ne întreabă o video. E foarte scump aici. Până ajunge aici nu în Caraibe. Adică nu. Acum dacă vine un prieten, am comandat și ne aduce el, dar noi faza că noi nici nu avem adresă. Da. La barcă și destul de complicat. În, de fapt în Martinic puteam în marina, nu? Doar că trebuie să le comanzi în timp, că până ajung din România, mai degrabă să comanzi din America, ajung mai repede. Da. Sunt 1100 de oameni pe live. Wow! Cum ne pasă așa de mulți oameni? Nu știu ce fac oamenii ăștia aici. Vă și să vadă țestoase. Păi ia să le mai arăți. Eu cred că în partea aia mai multe. În partea aia încolo? Uite, facă ea snorkeling acolo. Și da. Se uite la țestoase. Uite-o aici, uite, fix uite, în uite, noi. Uite. Da. Bună ziua, doamnă țestoasă! O vezi? Da. Au! La picioare. Ce frumusică e. Asta e micutică. Nu e așa mică. N-am văzut mai mari cele. Multe. Vezi că sunt oameni care mâncă țestoase de astea, să știți. În Grenada se mănâncă astea. I-aș jupui pe oamenii ăia. Care mâncă țestoase? Nu pot să înțeleg cum poate să mănânci o chestie atât de drăgălașă. No, bine. Uite așa. Nu. N-aș gusta. Nici măcar n-aș gusta. Nici n-ai fi curioasă să vezi ce gust are țestoasa? Nu sunt curioasă. Nu vreau să-mi curajez așa ceva, că sunt prea drăguță. Nu vreau să-l omor. Unde e cartea? Cutelia de oxigen, întreabă Mihai. Mamă, scăpă pișul. Unde încarci bateria de oxigen? La Chris pe barcă. La Chris pe barcă sau mergi la un diving center? Da. Dar la Chris îi dai 6 bericioaice și el e fericit. Și în plus e și omul, e super funny, e super de treabă, ne place super mult, el de-abia așa. Da. Mergem în Antigua. Dar dacă nu ești cu Chris lângă tine, ce faci? Ca aici nu e de exemplu. Mergi la un diving center. Noi vrem să-l convingem să vină cu noi, să stea mai aproape de noi, așa? Nu că vrem să profităm, nu vrem că vrem să profităm de cum se numește compresorul? De da, compresorul. Compresorul lui. Și că ne place super mult de el, chiar ne e super dor de el. Venise. O să mănânce soase, Doamne, nu. Poți, da. Se mănâncă în Grenada, în cazul în care erați curioase, se mănâncă țestoase. Uite, astăzi de exemplu, nu suntem la ancoră, suntem legați de un mooring ball, un mooring buoy. De asta, vezi? Da, pentru că aici practic plătești aici unde plătești o taxă 8 euro pe zi. Dar măcar include și mooring-ul ăla. Beneficiezi de aceste mooring boiuri. Aproape 200 de euro check-in-ul, dar mai plăteai pe un mooring din ăla dacă voiai să stai la el 40 de euro pe zi. Adică foarte, foarte mult. Da. Mă. Numai piulițe găsesc prin toată barca, mă. Asta e șaibă. Ce-o fi? Ia-ți-o. Că ce să fac cu ea? Păi, dar pune-ți-o bine. Nu, bine, o șaibă. V-ați luat lanț nou? Nu ne-am luat lanț nou. Nu ne-am luat lanț nou. Momentan n-avem buget, am luat GoPro-ul luna asta. Să vedem. Da. Cât un pic, cât un pic, așa. Cât un pic. Nu, hai. Hai, zără. Testoase. A, ce te faci? Testoasele ninja. Frumoasă și apa aici, destul de albastră așa. Te vedem pe tine cu faci rasee, muntoase, șlap, maichii prostule. Maichii prostule! Am văzut că ziceau unii oameni în comentarii că nu e adevărat că lanțul nu costă atâta, că nu e adevărat că ancora nu costă atâta. Da, am văzut și oamenii în comentarii care îmi spunea că... da, fix așa. Ideea este că nu vrei să-ți iei cel mai prost lanț, cel mai ieftin, cea mai proastă ancora. Bine, ancora nu ne luăm. Ancora nu ne luăm. Pentru că am recuperat-o. Dar nu vrei să te prindă un uragan și să ai cel mai ieftin lanț, cel mai prost lanț. Să nu te țină. Normal că vrei un lanț bun. Da, da. Noi vrem să luăm și lanț de 10, adică mai gros. Na. Normal că găsești și mai ieftin decât am zis noi 50 de euro. Dar unde era, mă, 50 de euro? În... Martinicul. Martinicul.
în Martinique, era în Butoiul, l-ai văzut? Lanț 50 și era prețul, adică în Martinique. Nu era ca și cum. Da, poate preț. Eu mă gândesc că poate acum era de inox, stai puțin. Lanț, lanț de inox, da? Nu era de oțel galvanizat sau cum se numește, nu. Era inox, care este mult mai scump și este într-adevăr așa este, the be the best. Dar stai și liniștit, dormi liniștit pe ăla. Nici ruginește, nu, adică e inox. Da. Eu mă gândesc că acum în mai practic încep pe sezonul uraganelor, uraganelor aici. O să plece foarte mulți. O să plece mulți oameni, Europa, da. Și așa. Nici nu mai sunt turiști care vin să închirieze. Și probabil o să fie mai ieftine. Cred eu că se mai ieftine spre... Se mai ieftine spre... produsele și serviciile, că avem nevoie de servicii, da. Noi stăm aici și în sezon, măi, azi români, mă, ăla este cu României, sau ai în Franța. A, noi stăm aici pe în sezonul uraganelor, deci o să fie uragane la greu anul ăsta. O să fie cel mai activ an din istorie, din punct de vedere al uraganelor, anul ăsta. Și noi îl prindem. Adică am emoții. Pentru voi o să fie mișto, pentru că o să facem niște content interesant din uragan, dacă mai trăim și nu ne ia barca pe sus. Asta e că tu poți să prinzi uraganul ăsta, poți să-l prinzi full force, sau poți să-l prinzi așa o coadă, știi? Niște vânturi mai puternice, dar nu-i prinzi forța 100%, depinde pe unde trece. Depinde, pentru că el își mișcă traiectoria. Dar anul ăsta, pentru că stăm în Caraibe, vara asta o să fie interesant, pentru că o să prinde, eu cred că unul cel puțin. Da, de unul la mult, că nu unul full. Că noi de-aia mergem în sud, ca să nu-l prindem în toată splendoarea lui să ne ia barca pe sus. Dar și în sud, dar au fost uragane, istoric vorbind. Da, dar nu au forță atât de mare, nu? Pentru că ele urcă în nord și se alimentează din ceea ce mai mult. Au forță, da, mă rog, da. Adică nu-ți ia barca pe sus, mă. Nu știu. Cum nu știi? O să vedem. O să fie complicat, o să vedem. Da. Păi și de ce nu plecați ca să scăpați de uragane? Mă, se pasă de coastă, mă? Serios? Dar ce fac aici oare? Poate are cineva probleme. Are ceva nevoie, uite că merg la ăștia. Asta o anumită nevoie. Vezi cum spir ganul ăla pe unde l-ai pus. Da. Acum nu se vede. Salutări din Florida, uite, Dan știe să ne zică foarte bine. Deci dacă, Dan, dacă ești în Florida... El știe foarte bine. Care e faza cu uraganele? Și acolo sunt cele mai afurisite, nu? Care răbesc în Florida sunt alea mari, mari. Prindeți mâine eclipsa de soare totală, întreabă Nina? Nu știu, actually. Trece pe aici, prin... știu că în America, în Statele Unite. Nu știu cât trece pe aici, prin Caraibe. Nu sunt aproape. Nu sunt aproape, dar nu știu, nu m-am gândit la asta. Da. Deci de ce nu plecăm ca să scăpăm de uragane, întreabă Rareș. Să plecăm unde? Acasă, să lăsăm barca. În primul rând, dacă lași barca... La ceva acasă, frate? Băi nu. Da, și în primul rând, dacă lași barca aici, trebuie să plătești... Trebuie să plătești, un lași undeva, lași adică... Marină. Trebuie să lași într-o marină. E foarte riscant să o lași, pentru că, ok, tu o lași în marină, dacă vine uraganul... O ia cu tot cu marină? O ia cu tot cu marină. Faza este că dacă ești aici, poți să pleci. Ești cu barca și poți să pleci. Ai câteva zile, să zici că... Uragan? Mai în nord, ești mai în sud, ești la barcă. Adică uraganul se vede cu zile înainte, tu știi cu o săptămână poate înainte că o să lovească un uragan în care ai treci. Ai timp să mergi în sud, în nord, adică să fugi de el cum ar veni, știi? Nu trebuie neapărat să fii în zona aia. Dar dacă barca e în același loc, nu poți să mai muți. Uitași că vine și la noi, fii atent. Vine paza de coastă, ce vrea să ne zică? Hai că filmezi eu dacă ieși și vorbești cu tine. Nu vin la noi. Nu trebuie cu noi. Deci da, aia e toată chestia. Mamă, 3,1 de mii de oameni. Da, frate, nu mai fost de mult așa de mulți oameni. Da. Deci o să fie interesant. Garda, sufli în fiolă. Este, e paza de coastă. De obicei zic că atât ți-ai curul, de ce e paza de coastă, că nu știu ce, dar niciodată n-am avut probleme. Sper că nu prea vin, asta e ideea. Nu prea vin, dacă da, vine da. Cineva. Unde bă, ții noi în Barbados, mă, de Revelion? Da, mă, în Barbados. Au venit la noi pe parcă. Dar bine, aveam și motive să fim panicați. Bine, e vorba între noi, dar nu vă zicem ce, dar nu contează. Și a venit paza de coastă. Noi petreceam, eram cu muzica, da. Cu nu știu ne petreceam, ce. Da, ca idee. Și vin spre noi și ne eram mamă. Ma, și n-ai, mă, de ce ori veniște? Dar de fapt ori zis că dau artificii să avem grijă să nu cadă. Barcă, da, da. A fost super de treabă, au venit și noi o să vedeți dacă așa. Okay. Ioan, hei, bună seara, acum am intrat, am văzut ceva,
lanț v-a rămas. Ne-au rămas 47 cam. Bă, Denis, a venit soarele. Te arunci în apă un pic? Nu, tu te arunci în apă. Să te vadă 3000 și ceva de oameni cum sari, cum faci un jumbușluc? Nu. Aproape 4. Tu sari. Eu sar după aia. Hai. Te filmez? Hai. Dar lasă-mă să-mi iau pe mine ceva. Uite, și ia-ți. Mai este vreo testoasă. Ia vezi. Testoasă. 3700, wow. Bă, vezi, Denis, uite pe ecran, mă. Dar oare, păi, ce mă, că eu filmez bărcile și în același timp citesc comentarii. Încerc să mă uit la o testoasă să văd dacă găsesc, dar nu mai văd niciuna. 358 like-uri, puține. Dacă vine garda să sufli în fiolă, mai bine să n-ai permis. Mai bine să n-ai permis dacă vine să te pune să sufli în fiolă. Ați fost panicați cu echipamentul de scuba, îi sketchy, Cedan. Când am cumpărat sau la ce se... cu echipamentul de scuba aici? Nu, pentru că aici ai voie să faci scuba, n-ai voie să faci spear fishing, n-ai voie. Bine, noi n-am făcut, dar al meu Michelangelo dimineață, aici afară își ascutea... Mi-ascuteam aia de spearfishing. Da. Adică așa am văzut tuturor, știi? E foarte ilegal aici, n-ai voie să faci spearfishing și inclusiv dacă pescuiești, ai nevoie de permis. Parcă Puerto Rico era punctul sudic al triunghiului, Celorin. Bahamas este. Uite testoasa. Uite-o. Unde e, aproape? Mai aproape. Sar cu ea? Ei, sper. De ce să nu sari de acolo din față? Du-te la ea. O să se sperie, o să se bagă la fund. 25 de lune de Alexandru. Sar cu ea, mă. Ce faci, fată? Cum se cuplătește așa ea? De ce nu sar cu ea? Vezi că se bagă, nu mai are multe... Nu mai trage multe... Ia, ține. Sari cu ea? Uite. Se bagă, gata. Băgat. S-a băgat la fund. Am văzut că cam de 5-6 ori inspir, așa am numărat eu. Uh-huh. Și după aceea se bagă. Nu sari? De aici? Tu. Nu sari eu, mă. Tu ai zis că sari. Mamă, ce soare a venit. Tornelul. Uai. Unde sari? În apă. De unde? De aici? Face pluta. Serios, să stai așa cu aripioarele. Aici o sari, mă. N-a testoasă. Nici testoasă. Deci, Alex, să fie pentru lanț. Ne-a dat 25 de ron. Mulțumim, Alex. Mulțumim, Alex. Ce faci, mă? Omul pe angân. Nu uit la el. Stai că să mă dau mai în spate. Ai dat zoom la ăsta? Nu, dar e zoom-ul. Cum? Zoom in? Nu știu, pare foarte mare imaginea. Așa, breie, mădute. Am verificat, Puerto Rico este colțul sudic al triunghiului. Bermuda, Florida, Puerto Rico. Azi zice. Puerto Rico, nu-i Bahamas. Da. Salutare, Raisap. Jack Sparrow. Hai mă, sari odată, poate iar aluneci. Ia. Încerc să fac un backflip. Nu, eu nu zic să nu faci de acolo. Backflip. Se alunecă picioarele alea, să vezi ce te lovești iară. Iar îți intră apă în urechi. Să vedeți ce se lovește el acum. Numai să-l vedeți. Omul pe angă. Gata. Eu sunt gata. Mă, ți alunecă picioarele alea, mă. Am înghițit apă. Mă, vezi chiar ți intră apă în urechile alea. Și iar ne chinuim. Stați, mă, vedeți mă ce fac acum, că ridic scara. Mă, hei! Alo! Alo! Ce vrei să mai urci? Mai te urci barcă? Da, pui mei! Asta e acolo cu țesoasele, să... Auzi! Să zronței! Ha? Să zronței cu... Cum e apa? E curent. Bye bye. Uite altă testoasă, du-te la ea. Uite-o acolo. Ce vrei să urci?
hai pe niște mușcă, astăzi n-ai făcut sport. Nu aveți că mă strup. Străbește-ne farul! Michelangelo, hai că ți-l dau! Stai mă! Hai că ți-l dau jos, ți-l dau? Dar du-te că ți-l dau în cap. O vrei? Mă! Stai mă că auzi telefonul mă, ia! Uite, altă zestoasă! A, cred că se bagă la fund. Ce magăriță! Râdem, glumim. Ia să citesc eu comentarii. Poate de mușcă obroască. De cuc. O mușcă de cuc. De cuc. Acum e ocazia să pleci din insta. Machii pupă broasca se facă înapoi în print? Da, o prințesă. A, în prințesă, în prinț. Salutări din barca de lângă. Vrăjeală. Vrăjeală. E sărată apa. Foarte. Am făcut backflip-ul ăla. Am o gură de apă. O să-mi iau bere. Du-te. Bă, dar filmează ceva interesant, mă. Dacă eram în locul tău, legam o baliză de lanț, memoram poziția pe GPS și mă întorceam a doua zi și încercam să-l recuperez. Ai auzit? Apă, ce să filmezi interesant, mă? Ideea e că noi aveam balonul legat. Adică puteam să-l mai găsim. Dar până la ancoraj unde voiam să mergem era vreo oră și n-am mai vrut să ne mai întoarcem. Acolo când este vară, la noi este iarnă. Nu, acum este iarnă și aici. De altă zestoasă acolo în depărtare. Este iarnă. Uite-o. Vai, dar ce claritate ai la telefonul ăsta, Michelangelo. Blană claritate. Nu știu dacă am dat mai mult, trebuie să dau. Na. După atâta apă sărată înghițită, o bricioaică. Se cam pixelează imaginea. Oh. Cine a inventat berea, să-i dea Dumnezeu sănătate. Este iarnă, Remus, la noi. Bere de-a lor? Nu, asta e Heineken. Cea mai ieftină. Arată gură de apă sărată, proaspătă, cu excremente de la bărcile vecinilor. Și de la noastră, adică... Ai noroc! Niște filmări subacvatice când faci, Amber Min, treabă. Le-am cumpărat un GoPro, îmi vine... Pe 23? La finalul lunii. Și o să facem niște clipuri de la scuba, o să vă arătăm baracude, rechini, testoase, o să iei Caterinca. Alex întreabă dacă e mai rece vara aici. Da. Cum vara e mai rece? Nu, stai puțin, mai rece iarna, vara e cald. Acum e iarna aici, acum e bine, că o să... ai cam până în 30 de grade. Adică o să vină... Cald. Deci acum vine vara la noi și vara e și mai cald. Și numai că e mai cald, e și mai umed. O să fie căldură mare. Căldură mare, mon cher. Acum Denisa, e rândul tău să stai în apă. Dar de ce e neapărat? Ha? Zic și eu, nu? Așa am zis să facem. Și iar zi-mi dat apă. Da. Cum e? De cum faci? Când fac backflip-ul ăsta, așa pic ciudat. Îl știi pe Neavio? Neavio. Că zici că ești Neavio. Oh, ce bune! Ce găsești la un om pe barcă? Ia să văd, de ce se găsește pe barcă? Pe masă, da? Pe masă. Berea și VD40-ul. Da? Cu asta funcționează orice barcă. Merge pe bază de VD40 și bere. E foarte cald aici, dar se răcurește un pic. Altă zestoasă! Departe.
Ce fac ăștia, mă? Petrecere. Mai ai putea supraviețui pe o insulă 34 de ore doar cu ce găsești pe ea? Da, vrem să facem un clip despre asta. Vrem să găsim o insulă și să facem un video în care supraviețuim o săptămână doar cu ce găsim pe insulă. Pescuim, luăm din copaci, mâncăm bolovan, nisip, ce găsim pe acolo? E un moș ce tunează dacii vechi, are niște vloguri de mori. Navio ăsta? Navio, da. Vezi că primești copyright din cauza altora. Da, se aude pe... se aude muzica. Pe bază de DB40 și bere, merge și Dacia mea 1300. De vezi? Vai. Adică totul scârție, totul trebuie uns, totul pentru că... mediul ăsta marin e foarte coroziv. Și orice e metal, deci ruginește. Veni să adune puțin poșeta aia să le arăți. Pare că am aruncat-o deja. Hai mă, grimă. Aia grimă. Da. Deci nu poți, de exemplu, nu poți să-i cumpăr din o poșetă. Pentru că dacă o aduc pe barcă, praf se face. Ruginește, mucegăiește, adică nu, nu de aici nu e de trăit pe lux. Sau ce puțin pe barca asta, adică dacă ai aer condiționat. Dacă ai aer condiționat și așa. De ce să dau bani să... Adică, uite, de exemplu. Mi se strice. Uite, de exemplu, cum coclește. Deci coclește tot. Totul coclește, ruginește. Ia uite și cum se face. Aici, fermoarele se blochează. Stai, mă, stai mult mai mișcă, mă. Uite, tot e ruginit. Deci dacă... adică nu poți să ții nimica... Vă mutați pe barcă... Bine, asta a fost un ghezanistin, adică... Dar nu contează, și alea scumpe. Stai aici, că tot metalul ăsta are. Da, da. Apa sărată nu te întreabă. Nu te întreabă. Vrei să-l ruginezi sau pe ăsta? Exact, nu te întreabă. Ce brand e? Ce brand este? Să-l ruginezi sau nu? Da, da, da. Da, oricum, da. Deci chestii cât mai simple așa, haine cât mai simple. De exemplu, uite, ne-am făcut pernele astea, mi le-am făcut în, unde ne-am făcut? În Poros, în Grecia. Deci, guys, fermoarul s-a blocat. Uite, nu mai poți, în mod normal, poți să desfaci pernițele astea, să le scoți husa, să o speli. S-a blocat fermoarul, deci este coclit. Este coclit aici, mai zici că... să-l mai dăm jos, că vrem să le spălăm. Da. Și nu mai putem să le spălăm decât cu tot. Le-am spălat odată. Ia uite și asta cum e. Dar nu se mai deschid, trebuie să dăm cu ce se dădea. Nu poți să-l mai deschid, efectiv, de la sare. Mai este, mă, o soluție, că ne-au zis oamenii de-a trecută. Da, nu m-am gândit, nici sincer nici m-am prea interesat, dar vreau să vă zic așa, că asta este mediul marin, e foarte coroziv. N-are un an perna asta, n-are un an fermoarul ăsta și nu poți să mă... Băi, s-a blocat, e gata. Da. Dai cu VD40, dar cu VD40 se pătează asta, asta e problema, cu VD40. Că nu știu dacă, mă rog, da. Mai șterge camera că se vede ciudat, mai șterge-o. Zice... E super ok. Că diamante să iei, da. Da, alea tare văr, da. Uite, țestoasă. Ce nu e. Să vă oameni? Îi plutește fundul la fata aia, vezi? Și ție la fel. Nu știu cum naiba, și ție și la fata aia, vă plutește fundul. Deci tu când faci snorkeling, ți se vede numai fundul la suprafață. Păi și la fata aia la fel, la de ce? Care e faza cu voi? Vezi că e un băiat lângă ea? Și băiatul nu are problema asta. Uite-o cum își scoate fundul, uite-o. Ia uite-o. Și băiatul nimic. De ce fetelor aveți chestia asta? Poate că stai în hiperextensie. Ia uite că vezi fundul, lol. Da, eu nu știu cum te nu l-am observat. Păi eu sunt băiat în puii mei, dă. Da. Tu vezi un fund și de pe lună? Dacă... Ia uite un fund! Dacă îmi plac fundul, 25 de lei de la Robert Popescu. Așa au și zestoasele carapacea. Noi facem rechinul. Degripează fermoarul cu apă dulce. M-am gândit și la asta, dar nu știu dacă e coclit. Că nu-i sare, asta e problema, că nu-i sare pe el. E coclit, zi, metalul ăsta, nu știu ce dracu, are depunerea. Că nu-i sare, că n-ai intrat în apă. Nu-i ca și cum poți să intre în apă sărată și se depune sare. Deci nu știu. Lorin zice, Lorin, că țesutul adipos plutește și nu mă refer la extra grăsime. Da, păi țesutul adipos este grăsime, de fapt. Dar pe mine mă cam dore spatele așa când ieși din apă. Când ieși din apă? Stau așa, da. Vede ca și clipsa, uite un fund! Hey, I'm a guy! Hai mă, lasă vrăjala! Sunt un bărbat la care îi plac femeile. Ce...
Ce șoc! Șoc! Nu. Și mi-e plac bărbații, nu? Păi și că înțeleg, e foarte normal. De asemenea, e normal să-mi placă bărbații, dacă nu, că aș fi gay. Unii chiar îmi doresc, sincer, chiar îmi doresc. Mă lasă pe joală, mă. Mă juc, uneori îmi pare rău că nu-s gay. Mi-ar fi plăcut. Și mie uneori îmi pare rău că nu ești gay. Vezi? Deci înțelege, perfect. Eu credeam că e gay. Și eu credeam la un face an. Minuni la cocleară, Da, nu degresează cu Coca-Cola. Dar nu pătează. Nu m-am gândit la asta. Nu pătează cu Coca-Cola. Nu cred că pătează, că e apă cu zahăr. Da, uite altfel, la ăla de ce doriți? Care tu? Aha, aia zic. Acum tu l-ai observat, vezi? Păi era fată, mă. Ce dume aveți, zice Mihai. Nu eu, băiatul ăsta din fața are niște dume inspirate de clasa a treia. Dar mă rog. Updateze și el la vremurile în care trăim. Dume ca dume, dar mă găsiu să vorbesc. Uite un fund de găleată. Uite un fund de apă. Uite un fund de apă. Mă, pune și noi steagul al Franței astăzi. Păi pune, nu hai să punem. Tot te lauzi. Deci noi am ajuns de ceva timp și nu ne-am pus steagul încă. Nu avem steagul de curtoazie pus, hai să-l punem. De ce arată ca un rac Mihai Rareș? Pentru că este. Au, mă! Au, mă! Man! Uite-te ce prost ești! Au! Vezi că eu am oase, mă! Ia! Hai să punem steagul. Hai să punem steagul. Vezi că poți citești și de pe ecran, să știi. Știu că pot, da? Mike e un șat? Te întreabă Remus. O zis că dă șat la 20 de euro, nu? 10 euro șat. La cât? 10 euro șat. La 10 euro șatul? Bine. Drin. Dar nu mai văd niciun comentariu. Atinge ecranul. Mamă, sunt 2000 de oameni, frăție. Nu văd niciun comentariu în continuare. Atinge ecranul. Ating, gata. Ionuț, Denisa, cât ați dat pe barcă? Ionuț? Nu mai merge duma asta. 10 coco un shot. Pune steagul LGBT mai bine. Dar să știi că sunt pe aici câțiva care umblă cu steagul LGBT. Te rog să postezi mai des, dar nu vorbe, ci fapte, zice Bogdan. Și eu îl rog, Bogdan. Nu pot. Hai, bărbate. Este un patent. Un patent. Nu. A plecat. Salut de la Orăștie. O, salut, George. Mai aveți GPS pe barcă? Se referă la pilot automat? Se referă la Iridium. La Iridium. Ah, este oprit momentan abonamentul la Iridium. Ce ați băut? Moare de varză? Vezi că mi-e dor de un pic de moare de varză. În Jamaica nu mergeți? Ne treabă Adrian. Ba da. Anul viitor. Știi ceva în noduri haș? Treabă Alex. Normal că știu. Mikey prosturile par barca fără patent în vocea lui haș. Mikey prosturile. Dar oare se vede bine? Eu văd bine aici, dar nu știu cum văd ei. Martin, Sfântul Martin. Bun, Martin. Un steag cu un fund. Ce Cătălin. De curiozitate, barca are cheie cu chip ca la o mașină gen? Ia arată-ne cheia. Cu mulțime se poate urca pe barcă. Deci, barca noastră poate fi pornită de oricine. Nu știu dacă e ceva neapărat rău sau bun asta, pentru că dacă noi ducem la barcă și barca o ia la vale, poate cineva să o salveze, dacă noi nu suntem. Dar asta e cheia noastră. Ce faci? Tac. Și o pornești. Tac. Și oprești. Gata. Scârție doar noaptea. Ai reușit?
picioarele iar. Gata! Gata! Oui, oui, vive la France! Putain, mon vieux! Blue cheese! Boulangerie! Boulangerie! Gata! Bă, dar atunci stai cu România să-l arborăm și până la mare. La mare? Da, ia bun. A, ții tu camera. Du-te cu ea și ia. Nu mă duc cu ea. Hai, mă. Nu. Vine eu? Am zis că nu. A, bine, nu, nu. Dar de zile și de ce? Că nu e ordine. Salutare, lume! Salutare, bebe! Bonjour, Nina! Salut, Ioana Maria! Ați auzit cazuri de furtuni de bărci? De furtuni de bărci, Alex? A, furturi. Doamne, ce știți eu aici. Deci a fost? Omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Mai știi, mai știi din Dexter. Din Dexter. Cu omelette du fromage, episodul ăla. Da. A fost un caz de un furt din Muntenegru. Au fost unii care au închiriat o barcă de la o firmă de charter și i-au dezactivat GPS-ul tot. Și au plecat cu ea, a dispărut barca. Noi suntem pe tot felul de forumuri din astea și pagini de cruzări, de știi care se ajută între ei. Și pe toate paginile astea, ownerii au postat barca, ajutați-ne dacă vedeți barca asta undeva, dacă la 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 la. Într-un final, după o lună, cineva a văzut barca, cineva din comunitate, în Brazilia. Și a postat pe forumurile alea, ei au contactat poliția și într-un final și-au recuperat barca. Deci barca a ajuns în Brazilia, din Muntenegru. Deci da, există furturi de bărci, bineînțeles. Și ca voastră e cu cârmă pe dreapta, că este din Anglia. Nu, are cârmă, uite, are două cârme. Are o cârmă acolo și are o cârmă aici. Vezi? Uite, așa arată. Vezi? Are două cârme. Deci, nu știu dacă... Cum e asta? Și pe Anglia și pe Europa. Mikey, hai cu mai multe clipuri ca să iau. Ce să iau? Ce să iau că n-am văzut? Hai cu mai multe clipuri să iau și eu mediile și să le folosesc la clipurile mele cu cadre din dronă. Melodiile. Ah. Da, bro, deci faza cu clipurile este felul următor. Eu, decât să postez un căcat, o mizerie, o prostie, mai bine nu mai postez, vă spun sincer. Adică mai bine stau până strâng ceva material ca lumea și postez. Și de multe ori nu ești în cea mai bună pentru un shot. Alexandru Boc. Ce n-ai făcut? Și de multe ori nu am material necesar și de multe ori nu facem chestii interesante într-o săptămână. De multe ori e boring săptămâna noastră, pentru că facem curățenie, facem chestii care poate nu se pot arăta pe cameră. Deci, te-aia zic, dar și de-aia postez uneori mai rar, pentru că stau să am material. Denisa, Alexandru Boca ne-a dat la joale. Ce? A donat 10 euro. Aha! Aha, pe dracu! Aha! Acum. Vin să filmezi jos? Nu! Deci Denisa e jos în barcă, e haos. Și Denisa nu vrea să filmezi jos. Să nu vedeți voi ce haos e acolo. Na, ei. Alexandru Boca, dă-i și tu prin Revolut că jumate a luat YouTube. Da, dar prin Revolut nu văd, asta e problema. Deci mai bine dă aici că nu văd de Revolut, că n-am telefon, deci nu pot să dau curs și provocărilor. Cât mai aveți din călătorie? Hașul live! MC Double! Băi, mai avem din călătorie, îți dai seama că suntem abia în Caraibe. Trebuie să trecem canalul Panama, trebuie să trecem Oceanul Pacific, care este Oceanul fucking Pacific. Deci da, mai avem. Dar nu ne grăbim niciunde, este foarte frumos aici, mai stăm până anul viitor și după aia o luăm ușor înspre vest. Încă 3 de 10 euro și te-ai îmbătat, bă, pe bune. Deci încă 30 de euro și suntem, vai mama noastră. Apple Tag. Da, Sebs, am văzut Apple Tag, da. Tenisan, te rog. Apoi dacă o donat om.
Și ia să văd, ești patriotă? A, deci să arborăm și steagul României, da, acum? Că steagul nostru vechi este, vai, mama lui, săracul. Da, trebuie, nu știu ce trebuie. Trebuie alt steag. Gata, așa cum l-am legat pe ăla, urmă și pe ăla. Dar acolo sus cum îl legi? La fel, îl arborăm sus. Aha. Ce ești astăzi, pig? Țuică de prune. Din Ardeal. Faze că la noi e de-abia 3. La noi se fac niște ordine în barca. La noi amiază, vă rugăm, nu mai donați. Când o să fie acolo la noi dimineața, la 6 dimineața? Deci vă rugăm frumos, nu mai donați, Denisa, nu multă, da? Pune, nu, stai, stop. Pune la care nivel îl pui? Acum la care îmi vine, tu ce crezi? Ladies, stop, ladies, gata, ladies, așa, oh, apă, Doamne. Mă. E ladies, gentlemen, sailors, naval architects și pigs. Și a pus care la lady, tu ești porcă. Tu ești porcul. Tu ești porcă. Mă! Ăla-i a tău. Tu șceapa, mătii. Hai că ladies am pus, domnișorico care ești. Hai că e bine. It's good, good. Ah, ce mi-a făcut, ce ne-a făcut Alex? Hai că de nivelul ăsta e ok. Alex. Mă, dar ce faci? Ești peste tot în barcă, nu așa ceva. Așa ceva vedeți? Nu așa ceva. Nu așa ceva. Asta cu care mă concentrează-te! Pentru că românești din fund pe mine fiecare zi că stă în capul meu. Așa, hai. Mă, tu mi-ai dat pe mă, te-am văzut, mă, Mișelule. Mulțumim că vă uitați la noi. Mulțumim că ne urmăriți. În cinstea voastră e acest chat. Yes. Viețuică. Hai că măcar. Și în cinstea lui Alex, care a donat la. Mulțumim, Alex. Te pupăm. Wow! La noi amiază. Nu. Se trece prin tocă? Nu cred. Două chaturi fiecare, vă rog, 250 de lei. 249 NOC. Scrie. A, NOC, ce-i NOC? Ca, cred că-s lei. Dar cât înseamnă? Ce-i aia NOC? Nu știu. Auzi? Dar dacă el zice... Eu nu dau așa, că nu știu ce să ia NOC. Nu știu ce valoare are, dacă n-am. Ia caută pe Google. Scrie 249. O să ne zică imediat. Scrie pe Google. 240... Ne zic oamenii. Mă, scrie pe Google, mă, că vreau să mă conving eu. Înseamnă scrie... coroane norvegiene. Dar scrie 240, scrie pe Google. Dacă zic oamenii că-s coroane norvegiene. Dar vreau să știu cât e asta, fac. 21,47 euro înseamnă. Crezi că oamenii nu ne zic, trebuie să căutăm noi. 21,47, adică 24. Ăștia ne trolează. 106 lei, 24. Mamă mie. Da, cu un pic de pauză între. Hai repede astea două, că nu vreau să scap de ele. Bă, dacă le dai unul după altul... Ține tu că trebuie să filmez eu. Cum adică ține tu că trebuie să Că trebuie să... Filmează tu că deja trebuie să... Deja e firara în naibii ce ne-ai făcut, Alex. Și cine a donat? George, fai, George, ce ne-ai făcut. Mă, oamenii ăștia râd de noi, mă, tu nu vezi. Așa, plânge în steagul României, plânge. Pauză, dar trebuie să le dați, zice Kent Apex. Știm. Pune 2x ladies. Bă, filmează. Bă, dar ce fac, mă? Stai cu nasul în comentarii. Păi, dar vreau să citești comentariile. Cred că după asta, cred că noi ne băgăm la somn. Vezi. Aș vrei să bei tot bidonul? Urmează. Asta e pentru George? Da, el a donat. Ia. Hai. Ține. Apoi eu te filmez pe tine. Asta un pe camera. Da? Nu zic că pentru George. Și mai avem încă unul pentru George, da? Asta e primul pentru George. Stai. Bă, cum e femeia asta, vezi, să-l bea pe cel mai mic, mă. Dar tu nu vezi cât sunt eu pe lângă tine? Ce mică sunt. Pentru George? Nu, stai puțin, că am mai donat încă cineva, dă încă 22. Un shot pentru din Michigan. Bă, guys, nu mai donați, pe bune. Hai, gata. Din momentul ăsta e 20 de euro shot-ul, să moară Jackson, gata, nu mai. Din momentul ăsta 20. Deci da. Deci mai avem 3 de dat. Mai avem 3 de dat, dar din momentul ăsta chiar e 20 de euro shot-ul, nu mai. Dar chiar mai avem 3 de dat. Adică nu vreau să, da, nu vreau să ne bate în joc de viață. Să fac ordine. De viețile noastre, gata. Hai, încă mai avem 3 shot-uri. Dracu.
Dăm pe ăsta, punem hai. Steagul. Hai, punem steagul, după aia mai dăm unul și după aia... Cred că ne băgăm la somn. Ne băgăm la somn. Ce țuică românească. Doamne, mafiorul mai apărut. E și tare, mama măsică, că adică nu e o... Nu e ca romul, e chiar e tare asta. Hai. Pune steagul, hai. Ce mare e. Să ne vadă lumea că suntem români, mă. Deci stai, mă, stai să vedem, pentru... acum a fost pentru George, da? Din, da. Din Michigan cine a fost? Remus. George Remus. Nu, a fost... Nu, George a fost primul și după aia Remus acum a zis pentru un shot pentru Michigan. Păi da. Deci ăsta a fost pentru George. Două. Mai avem unul pentru George și încă unul pentru Remus. Yes. Par confuză, Denisa. Da, hai că până la urmă s-o legat în capul meu. Hai. Hai. Să punem... Bea un pic de bere până... Bă, să curgă mai bine. Deci să bei un pic de bere. De steagul nostru al României. Acela. E făcut franjul săracul din cauza vântului și acum o să-l punem pe altul, că avem altul mai mare. Probabil după ceva timp, vreun an, o să fie la fel. Sănătate multă și la cât mai multe vloguri, ce George! Mulțumim! Denisa, de unde e? De fel? Tot din oră știe. De fel sau deloc? Ești ardeleancă, da. A, uite steagul României, sărac! Vai de mine! Măi, au steag muncit! Măi, steag muncit ăsta, uite și tu! A fost un steag muncit. Hai să punem și a fost micuț. A fost micuț, acum da. O să fie mare. Vezi pe Revolut și că ar mai fi unul, Liviu. Nu putem să vedem Revolutul pentru că am mai încercat să mai vedem noi Revolutul. Se închide live. Când am făcut live-ul de pe telefon. Acum facem live-ul de pe telefonul lui Michelangelo. Dacă intrăm pe Revolut, o să se oprească live-ul. Deci, și cum putem? Că el o dona pentru chat? Mă, nu știu. Data viitoare, îl ținem. Data viitoare, da. Îl ținem. George. Nu putem să ne uităm acum, deci... Mai sunt încă 20 de la mine și... Nu! Nu! Da, da. Dacă ne uităm și sunt, dăm unul pentru tine, da. V-ați întâlnit cu rechini, ne întreabă Andrei. Noi nu zei să întâlnim cu unul. Era să fie ronțeni un rechin. Eu sper să nu. Adică eu vreau să mă bag acolo unde sunt zone de alea special amenajate ca să nosc cu rechini. Acolo nu mi-ar fi frică. Cum am măcta steagul? Păi nu scriam aici, Iurea, zice Dani. Zice că ne-au dat 10 șaturi. 10 șaturi? Eu nu-l cred. Pe Revolut? Pe Revolut? Păi pe Revolut sigur că aici nu e, n-am văzut. Deci atent, Dani. Dacă e așa... Noi ține minte cele 10, dar stai puțin, ne-am spus că din momentul ăla s-au adunat când erau 10 euro șatul. Ai donat când era 10 euro șatul? Sau când era 2? Normal că o să zică că e 10 euro șatul. Anyway, ține minte și pe live următor te trecem pe caiet. Da? Dacă dau 10 șaturi pe live, 10 Michel șaturi Angelo... data viitoare doar pentru... Na. Nu vă apare notificări? Ce nu. Fain. Michelangelo nu are notificări de la Revolut. Ce fain. Foarte frumos. Hai, ridicăm. Și că puteți să beți apă oricum, Nina ne dă idei. Actually, noi chiar puneam să fie apă acolo. Da. Nu m-am gândit asta. Păi na, noi suntem corecți. Tărăm, tărăm. Tărăm, tărăm. E mare, frumos. Suntem și noi recunoscuți. Cât îi dai? Și la steagul ăsta până o să fie... Nu mă, dar ce sară ea în apă. Nu sunt mărgele dacă e apă. A, corect, da. A, da, da. Doar dacă e apă minerală. Da, da, dacă e apă minerală are bule. Am scris că am trimis 20 de euro. Aha, nu 10 șaturi, mă, eu așa văd dublu. A, trimis de 20 de euro pentru un șat. Un șat. Bun. Deci, dar alea de pe Revolut le ținem, nu? Pentru le data ținem, viitoare. Le trecem pe caiet. Da. Și data viitoare luăm caietul și spunem. Acum nu pot să văd Revolutul pentru că e pe telefonul ăsta și dacă da. Ies, oprim live-ul. Pentru că ce se vede s-a mai întâmplat odată, știm. Ask me how I know. Da. Deci avem steagul Robopa. Ci că sau după faci pe Insta story când bei live, cu bei chaturile de pe. Sau așa, uite, merge și așa. Putem să facem și așa. Cred că e mai bine așa.
Și păi și tu ce vrei, să nu mai fac nimic astăzi? Păi nu puteți face pe Insta Story mâine sau poi mine. Păi eu zis azi. Adică, hei, până la următorul live. A, ok, așa da. Da, bun, mergem înapoi în cockpit, deci că se... Deci nu, pe Revolut 20 de euro, trebuie să dăm un shot pentru un shot, mine. Exact. Nu, hai că mai avem două de dată acum. Pentru da. George și pentru Remus. Mă. Știu, și eu la fel. Nu sunt unocuțe astea pe aici. Nu mă mai bubim pe barca acolo, dorm cu ele. Auziți, cine știe, că eu nu știu, poate să fie o întrebare foarte stupidă, dar azi dimineață, când vedeam o grămadă de sos, mă gândeam, unde dorm țistoasele? Dorm sub apă? Nicolașa, tu nu știi răspunsul. Dorm sub apă sau dorm pe usca, dar cum dorm sub apă? De ce nu te uiți pe net? Două ore stau sub apă. De ce nu te uiți pe net? Nu știu, nu m-am uitat pe net, dar... Hai înapoi în cockpit. Acum n-am avut timp să mă uit, că m-ai dus la... Hai înapoi în cockpit, hai înapoi în cockpit, treci acolo, treci acasă. Treci acasă tu, șceapa mătii de fată. Nu uite-o știule. Hai mă, să stăm și noi ca oameni serioși. Că zic oamenii ăștia că am luat-o țaca. Mă, chii prostule, nu te mai bea. Vai, gine-mi, doamne. Mă, chii prostule. Și că după fiecare șadă ar trebui câte o săritură, n-apă să vă răcoriți. Aoleo, doamne, nu, că e... Mai chii prostule, nu mai bea. În ritmul ăsta, Insta-ul tău o să fie plin de ture de șaturi. Pă bune, o să fiu bețivanul Instagram-ului, nu, frate, nu. Mamă, ce m-a trotilat satul ăla. Mai avem două, va. Pe live. Ele dorm peste tot, apare dimineața. Păi și cum, stau sub apă, ele știu cum se trezesc? Nu, nu cred că dorm ca noi, cred că au microsomn de ăsta, de dorm așa un pic. Nu cred că e același regim ca noi. Deși țestoase, deci că trăiesc sute de ani. Da. Știi? Sute de ani trăiesc. E foarte interesant. Că vezi că-ți poți lua strike de la Insta dacă bei pe live sau pe story, zice Mihai. Serios? Acum astăzi. Dacă bei, la Deglamodurili, dacă bei, acum? Da, băi, încurajez oamenii să bea, mă. Ei mă încurajez, că îmi dau bani pe ea. Voi trebuie să vă luați strike. Afară sau pe un doc uscat și câteodată și sub apă dorm puțin, Gemina. Uite, vezi? Așa ziceam și eu. Auzi, de unde știi nini așa de multe despre țestoase? Pentru că sunt foarte drăguțe. De ce vă plac vouă fetelor țestoasele așa mult? Pentru că sunt foarte drăguțe. Da. Cum să nu-ți placă țestoase? Da, lobsterii și crabii ce au. Vai, nu. Are your life. Aoleu, sunt blocat. Reconnected. Nu. Nu pot să... Creaturile astea tot greu și țestoasele sunt drăguțe. Dar nu nimic nici cu lobsterii, nu vreau să îi... Hai să mai dăm alea două șaturi repede, că vreau să închid live-ul ăsta, că mi-e foame și m-am îmbătat. Mai ai două șaturi, le dai unul după altul? Hai să dăm unul acum, după ce am pus steagul, ține, săptorul. E scumpă o barcă din asta sau cum îi spune? Ne întreabă Andrei, nu știu dacă e... Bă, concentrează-te. Stai bă, că mi-ai dat mie pe un telefon, în timp ce îți dau să filmezi. Citește de pe ecran. Dar ce să mă concentrez, mă, să te filmez cum torni acolo? Nu, să-ți filmez. Mamă, mamă, ce... Enjoy champs și poftă mare. Cei care sunt pe live au dat toți like. Why no dislike? Se pot vedea dislike-urile? Nu știu dacă se pot vedea dislike-urile. S-au blocat. Iar, da, să-l văd cât e celălalt, hai. Denisa, e mai... E mai puțin, hai. Mă, tu crezi că mă fraierești? Ține-l pe ăsta. Nu, tu crezi că-s proastă? Hai, te filmezi pe tine. Când bei, să-ți filmezi fața, hai. Trage mai către tine, așa. Gata? Da. Asta e al doilea, mai avem încă unul. Da. Mă rog, ăsta e al treilea la noi, da. Suică de prună. Ce, vă puteți îmbăta amândoi sau unul trebuie să fie treaz? Stăm la ancora acum, nu navigăm, deci e ok. Bun, bun, bun. Drăgea dracule. S-o terminăm odată, zic. Suica asta, că repet, de ce nu arborați steagurile Siriei și a Iranului? Ați avea protecție maximă. Da. Nu s-ar mai lega nimeni de noi, a? Vai. Voi vă îmbătați, nu aveți voie să conduceți. Bă. Noi nu conducem, suntem la ancoră. Vezi, suntem deci la... acum nu navigăm. Nu navigăm. Acum nu are treabă. Noi acum stăm la ancoră aici frumos, vezi? Suntem... Maichi, mănânci cumva măsline? Unde sunteți? Suntem în
Sfântul Bartolomeu. Saint Bart. Saint Bart, Caraibe. Cineva are o casă foarte șmecheră. Foarte șmecheră acolo pe deal. A, numai asta? Câte case șmechere vezi aici? Numai șmecheră. Dar nu prea să vedeți și de construi casa aici. Ca să iau uragan în consulta, mă rog. Dacă ai bani? Why not? Nu? Până la urmă și dacă ai casă. No, un shot de apă, să vă reveniți. Radu-i spas. O, gata, eu vreau un shot de apă. Da, zice pe bune, nu așa de apă. Eu cred că cred că spune pe bune. Eu cred că da. Femeia se bea și bărbatul să aibă grijă de ea. Hei, hai că pentru Radu Ispas mă duc eu să pun o apă. Pam. Aia face apă acolo. Uite altă testoasă, dar nu mă mai merg acolo în față. Nu vă temeți când plecați de pe barcă să nu intre cineva să fure din barcă. Ba da, ne temem, încuiem ușa, încuiem toate geamurile și ne rugăm la Doamne, Doamne, că ușa noastră. Auzi? Aia este ușa noastră. Deci dacă îi trag eu în picior, eu, nu Michelangelo, bye bye ușă. Auzi, asta este apă, asta este țuică, adică se vede diferența. Da, e mai galbenă țuică. Dar chiar se vede? Da, e mai galben. Mai gălbuie. Eu zic, ori e bidonul, jeghi. Eu așa știu, că mai galbui un pic. Da. Pentru Radu Ispas. Să vezi că umple paharul de apă. Normal, băi, că mi-e sete. Pune și mie. Ah, oh, Radu Ispas, mulțumim frumos. Că țuica e mai plăcută la culoare. Doamne ajută apă. Gracias. Apă. Mulțumite lui Radu Ispas. Oh, da. Dar ce părere aveți de green screen-ul nostru de astăzi? Cel mai frumos green screen. Nu? Testoasă. E frumos acest green screen de astăzi. Deci noi nu voiam să oprim în Saint Bart inițial. Da. Să mergem să dormim doar. Și a doua zi să plecăm. Doar că vântul ne bate din față și ne bate foarte. Și zici cu Frankie, noi am vrut să mergem oricum, pentru că voiam să mergem în Antigua să facă Michelangelo Diver cu Chris. Dar zici cu Frankie, ne-a convins, hai mai stai cu noi câteva zile, că după aceea mergem pe aici, nu știu, nu ne mai vedem vreo două săptămâni și nu știu ce. Și ok, azi că hai că stăm până marți. Dar nu regret, pentru că altfel nu vedeam ancorajul ăsta plin de testoase și nu știu dacă să mai văd. Așa de multe la un loc. Atea testoase, nu? Da, sunt foarte multe. Și eu sunt mereu. Testoase. Nu mă, că nu pot să mă concentrez așa, sunt mereu. Da. Și că, dar de unde ai luat green screen 360? Sau sunteți în ceva studio? Da, dacă stai să te gândești, poți să fii într-un studio care are, dar trebuie să ai niște ecrane de jur împrejur. Sau green screen de jur împrejur, nu? Nu știu. Eu cred că e posibil. Și am treabă astăzi. Dar mai avem un shot, ultimul. O, vezi, e vina ta. Mă, dracu, eu... Tu ai zis în puii mei. Eu le-am zis că e 10 euro, după aia... Vreau sărit în apă să fie. Da. Să fie. Nu șatul. Uite, vezi că să sari în apă nu plătești nimeni, dacă să dai șat. Ca să dai șat urgent, așa e cum se bagă ei. Dar sărit în apă nu nimeni, dar așa la prostii urgent vă stă mintea. Ce că are Moga Studio cu ecrane. Nu știu, bro. Nu știu, bro, nu mă bag, man. O să mă rog pentru voi. Eu chiar deja mă simt un pic bzâit așa. Ce rămânești tu, mă, să simți țuica cu apă? Apa să simte cu țuica. Gata, se vede pe Denisa că am mințit. Da. Chiar am. Hai să mai dăm unul și, adică ăla pentru, na, că am promis și închidem. Dar normal că, da, și închidem mai. Să nu mai faci toată greșeala asta. Mă, cred că a fost cam ieftin 10 euro șatul. Dar buii mei, nu crezi? Da. Având în vedere că nu suntem băutări profesioniști. Ținem la, eu după primul deși eram un pic așa. E, sar în apă și aia. Hai, sari. Trebuie să fac ordine. Să fac ordine și iar umbări tu cu frigiderul nostru. Hai, sari. Unde sunt? Apă? Păi după ultimul șat, mă. A, după ultimul șat? Da, păi mai sar de 1000 de ori. Nu mai pune tu. Bine. Unde? Dar te rog la ladies că nu mai pot. Da, deci dacă pui mai sus, mi-aș face mie ceva? O să...
o să scoți barca din apă să o mai repar sau nu mai da, este nevoie? Da, o scot, o scot, o scot, vreau să o scot în grenadă, vreau. Trebuie să scoate că trebuie să o curățăm, trebuie să curățăm medici, să o curățăm pe burtă. Da, trebuie curățată pe burtă, barca, că pe burtă e jegoasă rău, deci trebuie să o scot. Vrei să tu ai nebunii la capă, tu vrei să mă omori, mă? Tu-ți bagi joc de mine astăzi, las-o mama ei de treabă, mă, fată, mă. Du-te-n pui mei, nici măcar, Melissa, nici în două nu putem să ne împărțim pe asta. Mă, eu știu, dar nu putem în două să ne împărțim. Care nu ne momente îți place, știi? E prea mult și pentru, e prea, vai. Stai, mă, băiatul, calmează-te. Asta-i bine așa. Acum e bine. Denisa, du-te-n pui mei, bine, nu, 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 deci pune jumii-jumii, dar altfel nu. Deci nu-l beau altfel. Jumii-jumii. Denisa, deci dacă nu pune jumii-jumii, nu-l beau altfel. Ăla e așa tot adevărat. Dar tu nu pui jumii-jumii. Hai, bine, hai că uite mai că pun nu-i un jumii-jumii. Pic. Hai că mai pun un pic. Dar pui mei, dacă se mișcă barca asta, ce vrei să-i fac? Acum este fix jumii-jumii. Fix. Hai. Și la gentleman acum, la nivelul de gentleman, numai la ladies, unde îmi plăcea. Și că așa, Denisa, și apoi pleci la shopping, zice Nina. Dacă aș putea să plec, Nina, că sunt blocată pe o fac barca aici să vezi. Și aici e pustietate. Ah, dar aș putea să... Ah, însă e barță la shopping cu cardul. Știi ce magazine sunt aici? Deci, Nina, fii atentă, numai Michael Kors, numai Bulgarii, da, numai... Da, Gucci... Sincer, eu n-aș fi venit pe insula asta doar ca să-mi cumpăr Prada. Putea să o cumpăr și din Paris sau care, din Milano. Care probabil este mult mai scumpă, pentru că este pe insulă, trebuie să o șed după aici, da. Știi? Și aici sunt, presupun că sunt taxele, nu? Americanii, da, foarte bogați vin aici, ai singura chestie. Deci e iactura aici cu elicoptere, cu... Cică noi un... am greșit insula, noi nu trebuia să fim aici. Am făcut eu niște poze să pun pe Insta. Foarte frumos, foarte civilizat, foarte curat totul, dar nu prea e de noi așa. Cică Alex Dan, cică după asta, shut down. Hai, Michelangelo. Cică te salut din Amsterdam, îți rupt. Barosane, Dănuț... Și noi o să fim, și nu suntem în Amsterdam. Presim că o să dormim de amiază un pic. O să dormim un pic de amiază, așa? Nu, deci șaturile astea chiar ne-au trotit la rău. Niciodată să nu mai faci asta, Michelangelo. Dar pui mei, dracu, știu că o să doneze. Dar măcar 50 de euro un șat. 20 mi se pare de bun simț, nu? Să încep de la 20. 20 de euro un șat, data viitoare. Și în plus că mai ai și câteva pe revolut. Și mai ai și bă, firă la dracu. O să te coste mult să scoți, ve? Păi hai odată, da. Hai, că tu mă stai cu nasul în comentarii. Ce? Păi dacă vreau să urăsc pe oameni. Păi na, dar mai și bem. Gata, nu mai miu, nu mai. Gata. Rarege, că o să te coste mult să scoți barca din apă. Mai se termină sezonul uragan. Ce e pe sezonul uraganilor aici? Și o să fie mai ieftin. Să faci, să scoți barca din apă, să faci ce, pentru că nu mai sunt bărci aici. Fie... Mă, ce faci, mă? Lasă-mă în pace, e piele! Da, ia, ia, întorce-te tu, hai! Hai, că nu mai știu ce ziceam. Yeah, o să fie mai ieftin, o să fie mai ieftin. Au ficatul, zice Alex. O să terminați bidonul ce-i linie. Nu astăzi. Nu. Dar îl terminăm sigur, îl terminăm. O să plătiți taxe la donații? Nu, doar așa automat, nu? YouTube. Nu plătești tu taxe. YouTube așa și ți-e dă ce rămâne. Da. Îmi cer scuze că nu am mai stresat-o pe Ianchi și pe Instagram, m-am afumat. Mă, unii fumează iarbă, alții beau țuică de prune, fiecare cu o travă a lui, mă. Fiecare cu o travă a lui, noi nu judecăm pe nimeni. Apă da. Pentru pești. Deci ăla ultimul șar mi-a dat în cap. Păi și pe Revolut nu trebuie impozitate șaturile alea? Ba da. Pe Revolut da. Dar pe YouTube dacă plătești, na, se face cu factură frumos, bani intră pe firmă oricum, deci nu e nicio problemă. Pe YouTube? Da. Da, dar ți intră mai puțin pe Revolut, nu-ți ia comisiuni din bani. Nu? Așa este, dar prea mult să declar veniturile. O să te duci la ghiduș la botez. Nu, probabil că nu. Oi, ce poftă de beut mi-ai făcut. Mă, bro, suntem și într-un mediu în care, știi, suntem așa chill la ancoră, adică nu avem de muncă astăzi, suntem nici mâine.
putem să dormim puțin de amiază, adică viața noastră e foarte relax. Eu ordine în barca asta odată. Hai să le arăt, ce e în barcă. Hai să le arăt ce e jos în barcă, să vezi. Mă supăr pe tine. Să vezi, dar să vadă oamenii, să vadă oamenii de ce vrei tu să faci și de ce. Eu plec. Dacă te duci în barcă. Denisa, așa mizerie în barca asta. Aoleu, ce e acolo? Să le arăt sau nu le arăt? Bă, tu ești neserios în primul rând, marea majoritate sunt lucrurile tale, da? În primul rând. Hai, hai, stai aici jos. Denisa e gata, nici Alex. Înțelese, Denisa, ta treaba cu taxele, cum o înțelese și eu. Mă rog, hai, contează. Deci. Ce drama, Queen. Bă, nu mai vezi când e cald, zice Mihai. A, păi, dar ce? Că sunt niște lucruri, păi mei, că ieri am făcut un grătar pe plajă aici și când am ajuns eram obosită și n-am mai strâns. Și mare majoritate sunt lucrurile tale, da? Așa că, dacă vrei, arată-le că sunt lucrurile tale. Hai că s-a încins atmosfera de la țuică. Mă, ce tu zici acolo? Mai zici nimic? Încet, încet, o luați razna doar doi pe barcă, zice Uzba, Uzba. Dar nu suntem numai noi. Adică suntem noi și acasă, eram tot numai noi în casă. Dar afară mai ai prieteni, nu? Mm-hmm. Vezi că mai ai timp să te faci ghiri. Măi, eu am încercat, dar nu sunt, din păcate. Ce să fac? Eu știu că mai am timp, dar... Nu vrea să zic că să-ți faci operație, probabil, sau ceva de genul. Nu, ăla e trans. A. Când faci operație ești transsexual. Păi nu poți să faci gay dacă nu ești? Păi nu poți, aia zic, nu poți să faci păi gay dacă nu simți. Poți să faci doar trans dacă nu ești. Poți să te faci doar trans dacă nu ești, exact. Nu? Da, dacă asta poți să te faci trans dacă... Nu mă pricep. Dar gay, adică n-aș putea să fac sex cu un bărbat, că nu-mi place. Deci, am încercat, mă rog, nu am încercat să fac sex cu un bărbat, dar am încercat... Mi-am dat, adică mi-am pus problema că poate sunt gay, dar nu sunt, na. Na, ce să zic. Ceea ce... Mai bine erai. Da, pentru că eram în, printre, eram, aveam niște... La niște prieteni care erau gay și eram așa în chestia asta cu așa și mi se părea, bă, poate sunt și eu. Și am probat, am testat și de fapt nu sunt. Și ok, am zis ok, ok. Și la care unul mi-a zis, face, Mikey, it's ok not to be gay. Nu cred. Da. It's ok. Bă, măcar mi-am pus problema, știi, adică nu sunt atât de cu aia la minte încât zic, da, eu cred, oh my god. Nu știu cum e, dar presupun că... Eu cred că simți de mic, da, da. Simți o atracție față de bărbați, da, în general. Da, da, da. Nu am doar să fii odată în viață, simt eu. Oare simt? Da, am. Ți-ai pus o întrebare. Apoi, păi, mi-ai simțeai dinainte. Trebuie să spui tu nicio întrebare. Păi, da, sunt de acord, presupun, da. Nu știu. La fel cum simt noi pentru bărbați, da. Și apoi pentru femei și... Mie de mine mi-a plăcut fetele, acum ce să zic? Da, adică dacă vezi, nu știu, un bărbat mișto sau o femeie mișto, ai un feeling așa, știi? Da. Înseamnă că te atrage persoana. Dar uite, un bărbat de care îmi place, dar nu neapărat sexual, deși e așa, știi, adică... Mi se pare foarte sexy, ăsta, cum îl cheamă? Douglas Murray. Mă duc să-mi pun o țuică, noroc, da. Singurul bărbat care așa. Dar nu te atrage mult sexual, adică nu neapărat, dar adică n-aș putea, pentru că nu pot, la modul că nu mă atrage chestia asta, dar mi se pare un bărbat sexy. Dar îmi place. What? 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 Deja v-ați rotilat și bărbița iurea aceea, ne strigă, trebuie să închidem live-ul ăsta. Da. Bă, Hașle, fă niște live-uri când dai la pește. Nu de la pește, aruncă firul și las acolo și noi mergem cu barca. Da. Facem trolling, da. Trolling, și e boli în mare parte, pentru bătat. Că se prinde foarte multă iarbă de mare în cârlig, nu se prinde niciun pește. Dar tu ai văzut când am prins baracuda? Mm. Ai văzut că la un moment dat avea numai iarbă de pe la gură? Că se prinsese. Se prinsese iarbă, da. Da, i-am dat drumul. Deci eu am văzut baracuda așa aproape prima oară în viață. Ce dinți avea? Doamne, deci avea niște colți. Mamă, deci te prindea, nu știu cum să vă zic, cum erau dinții? Erau. Bă, erau, nu știu când ai bat. Cred că era jumate cât degetul meu, așa. Dar ascuțiți și mulți. Bă, și ascuțiți și că era... Tigru. Frate, n-am văzut niciodată un pește așa. Deci baracuda aia furisită tare, dacă, Doamne, dacă te deci prinde aia... te prinde aia, nu te omoară. Depinde de unde te mușcă. Dar rămâi fără niște cărniță, da, pe tine. Da, vai de mine. Eu nu pot cu baracudele astea, mi-e frică de ele.
Cât de des vezi de când călătoriți cu barca, întreabă David. Numai pe live-uri. Numai pe live-uri cam bem, da. A încercat, dar a ricoșat spirganul. Hai, povestește cu, da. Mă, Nina a fost aici de la început, da, nu? Nina, dar Nina e fată, Nina sau băiat? Nina mereu. E fată? Adică e fată Nina, nu? Cred că da. E roșu de la brăză sau de la țintă? E roșu în general. El este un ardelean. Eu sunt un redneck. Un ardelean jet by jet, mă. Un ardelean veritabil, mă. Dar bun, hai să închidem. Cât costă încunșat? Nu 50 mai. De euro. Pe Denisa, 50 de euro. Denisa, nu mă le mai spune prostii că ăștia iar. Nu dă nimeni 50 de euro. Bă, Denisa, mă. Deci fii atent, dar să-mi bord. Nu o să dea nimeni. Dar bei tu două dacă dă ceva, că mă enervezi. E fată. E fată, Nina. Gata, Nina, mă înțeles. Dar Nina e, o știu de mult. E cu noi aici de mult. Hașule, nu ai întâlnit bărbatul potrivit, zice Alex. Bă, Alex, fii atent. Unii bărbați îmi plac la modul că când văd că e un bărbat frumos, mă, și zici, bă, ce bărbat frumos, și chiar are așa o alură sexy despre ceva, e ceva, are un genosecoa și pot să recunosc asta și pot să apreciez asta. Dar nu pot să merg mai departe, pentru că nu simt. Na. Și uneori îmi pare rău, pentru că mie îmi plac bărbații. Eu ador testosteronul, îmi place energia masculină, pentru mine, gândește puțin, un bărbat, gândește ca tine ca bărbat, vă uitați la meci împreună, aveți aceleași hobby-uri, adică, înțelegi? Bă, este relația perfectă. O femeie este mai emoțională, știi, pentru un bărbat. Eu nu cred că doi băieți. Mie mi s-a părea doi băieți taci, o relație perfectă. Taci, nu mă întrerupe. Perfect. Nu mă mai întrerupe. Lasă-mă să zic ce am zis, că zic și eu vorbesc puțin, da? Așa. Doi băieți. Da. Eu nu cred că pot să vin pe unul doi băieți. De ce? Cred că dacă sunt gay, ei da. Cred că un băiat ține rolul mai de fată. Cumva, da, bineînțeles, categoric. Și nu cred că băieții ăia sunt la fel. Cum crezi tu că sunt băieții, cum ești cu zei? Nu, tot timpul unul este mai feminin și unul este mai masculin. E normal. Una este mai masculină, așa, și una, că de-aia cumva... Se completează. Ți-ți plac fetele, dar cumva tot are energia aia mai... Cumva, nu? Ce? Adică două fete care sunt împreună nu sunt ca mine. Sunt înțelegi? Una mai masculină și alta mai feminină. Nu cred că s-ar... Deci tu... Da, deci trebuie să există o dualitate, da, acolo, asta vrei să zici tu. Da. Bineînțeles, dar nu contest asta. Păi nu, și n-ai cum să găsești tu să fii împreună cu Zain, că v-ați bate toată ziua. Eu cu Zain nu, da. Zain e mai mult un frate pentru mine decât păi, deci, dar îți place de Zain. Asta e puțin, deci mie îmi place un bărbat mai feminin, logic. Pentru că eu sunt mai masculin, deci dacă ar fi să mă cuplez eu cu un gagiu, ar fi un gagiu mai feminin. N-aș face asta, Ken, pentru că nu sunt. Dar dacă ar fi asta, ar fi, nu? Păi logic. Dar tu ai zis că cum să nu fie perfect să fii cu un băiat, pentru că aveți același gust. Eu nu cred că aveți același gust. Aaa, am înțeles. Teoretic, nu trebuie să te cuvinti cu Zain, că tu cu aveți același gusturi. Dar voi v-ați acapat în continuu. Ok, deci abia acum am înțeles ce trebuie să zici tu. Ok, am înțeles. V-ați bate cap în cap pentru că trebuie să fii doi masculi. Da, ok, acum am înțeles ce trebuie să zici. Adică așa cred, nu știu. Adică tu vrei să zici că chiar dacă sunt doi bărbați într-o relație, oricum lasă-mă să vorbesc. Oricum unul are tendințe mai feminine decât celălalt și va avea preocupări mai feminine decât cel mai masculin, corect? Da. Dar nu te împui, mai corect sau nu corect? Tu vorbești cu... Bă, răcidam aici. Bă, guys, îmi pare rău, a degenerat rău, da, discuția asta. Da, ne întreabă David, cum ați ajuns la discuția nu știu, guys, nu știu. De la țuica asta. Andrei, citare de tot țuica, frate. De mâine la șirașule. Oh my god. V-ați bate cap în cap, ce că-i plac. Da, știu că. De ce nu-ți văzut sculele cu Zain, cele de pe barcă? Vezi? Aia zic, nu știu. Deci nu, deci nu. Pur-mi ceva ce nu simt, simt ce nu știm. Ne-am cam apropiat de tipul ăsta. Bunurile noastre se... Că e periculoasă. Mi-am dat tricou jos să simt și o vibe de pe parcă. Gata, închidem live-ul ăsta. Cred că direct Denisa, la stomă. Denisa, hai să uit să mănânc ceva, că deci m-a atrotilat țuica asta de să-mi pac picioarele. Păi eu v-am zilat că ai pus 10 euro în șată, puii mei. Data viitoare. Să fac acții 50 de euro. Data viitoare, două. Nu am dat 50 de euro, că nu fac, nu știu, gândi. Bă, data viitoare, da, știu. Acum am fost o greșeală. Greșeală? Bine, hai. Guys, vă pupăm.
Vă mulțumim că ați fost cu noi și în seara asta. Facem minunțe. Seara asta la voi. Și da, ne vedem data viitoare la următorul live sau nu? Nu, ne vedem. No, ne vedem cu clipul de vineri că e gata. Vinerea, da, vinerea. Doamne ajută. Vinerea asta? Vinerea. Vinerea care vine, azi da. Duminică. Avem clip. Nu? Avem clip, e da. Avem clip, e deja postat pentru membri, mă. Sure you want to stop streaming. Gata. Da, mă, așa. Da. Hai. Vineri cu clip, duminică cu live. Cu live și știți care e treaba. Vă pupă Hașul și cu Yankee-șul și vă dorește o seară excelentă oriunde v-ați afla, mă. Pa! Pa!